Proiectul pune în discuție prin invitații săi o serie de pasaje filozofice semnificative pentru înțelegerea discursului și practicii artei contemporane, nu în ideea de a stabili un raport cauzal direct, unul la unul, între o idee filozofică și o practică artistică sau un artist, ci pentru a descrie un ambient teoretic în care acestea conviețuiesc. În acest sens, și acest atelier urmărește să evidențieze o serie de transformări, la o scară istorică ceva mai mare, care au modificat raportarea comună, cunoaștere și interacțiune, cunoaștere, raportare comună la natură, societate și moduri de expresie artistice, urmărind evoluția mediilor, în sensul lax al termenului, desigur, care au transformat și continuă să transforme sensibilitatea contemporană. Constantin Vică este doctor în filozofie al Universității din București din 2011, cu o teză de filozofie practică în domeniul internetului și a tehnologiei web, lector universitar la Facultatea de Filozofie și cercetător afiliat Centrului de Cercetare în Etică Aplicată. Activitatea sa se concentrează asupra aspectelor etice ale proprietății intelectuale, eticii și politicii noilor tehnologii, diverselor problematici de etică aplicată, precum și dezvoltarea noilor media în contextul comunicării interculturale. Cu, bineînțeles, multe articole, conferințe la naționale și internaționale. Desigur, are și o serie de articole de popularizare a subiectelor sale de cercetare la Scena Nouă și la Dilema Veche. Okay. Bun. Ideea că se vorbește constant acum de, și cumva e mult mai evident impactul pe care l-au tehnologiile digitale în viața de zi cu zi. Dar presupun că pentru a ne înțelege e cumva nevoie de a face un fel de istorie sau să înțelegi cumva care e raportul între un mediu social și un cadru tehnologic. Așa că te invit la o discuție despre medii. Mersi mult de tot. Na, in media res, în mijlocul lucrurilor fiind. Mi-am propus astăzi să... Nu o să fie chiar o istorie așa cum se face la Facultatea de Istorie. Nu o să fie nicio istorie socială, nicio istorie tehnică, nicio istorie cronologică, ci eu o să încerc să sar așa dintr-o parte într-alta de-a lungii istoriei a mediilor de comunicare și nu doar a mediilor de comunicare. Și na, o să am așa un fel de text de care mă țin oarecum, care va fi și publicat, dacă am înțeles bine, de la Emilian. Am plecat observațiile de la două lucruri. De la faptul că atunci când citim și pe ecran sau pe hârtie sau pe readerul nostru, suntem aici, în anul 2020, dar în același timp suntem și în urmă cu vreo 2000-2500 de ani, că folosim fix aceeași tehnologie sau tehnică cognitivă care ne mediază realitatea. Astea sunt scrisul respectiv cititul. Astăzi obișnuim să dăm like sau hate sau love și așa mai departe și ni se pare că suntem foarte șmecheri că facem chestia asta, dar nu e foarte departe de ce se întâmpla cu 2500 sau 3000 de ani, în care oamenii înscriau în piatră toate aceste semne, uneori chiar cu o valoare simbolică. Scrollăm foarte des, nu? De-aia cât de curând degetele astea o să fie mai mari decât alte degete, peste câteva generații, probabil. Adică derulăm. Derularea asta seamănă foarte mult tot cu o călătorie în timp, să zicem acum 1500 sau 1700 sau 2000 sau 3000 de ani, pentru că ăsta e pergamentul. De fapt, feed-urile noastre, că e Twitter, că e Insta, că e Facebook și așa mai departe, toate astea sunt niște pergamente implementate altfel, digital, dar practica, utilizarea telefonului nostru și acestor feed-uri ar fi ceva foarte comun pentru un om cât de cât literat, să zicem, de acum 2000 de ani. Atunci când dăm pagina, ne mutăm numai vreo 500 de ani în urmă, pentru că atunci se instaurează cu adevărat cultura tiparului, după 1450. Dar asta nu înseamnă că cu niște sute de ani înainte n-am avut totuși niște protocărți, codexurile, care erau, nu erau pe papirus, erau pe pergament, și care cumva dau prima formă înainte de implementarea tehnologică. Cuvântul cheie astăzi e cuvântul formă. Vom vorbi despre viața acestor forme, nu neapărat cum vorbesc esteticienii, ci mai degrabă poate cum vorbesc inginerii, să sperăm că nu se fie foarte plictisitor. Bun, oralitatea din totdeauna omenirii există în continuare. Ea e conservată și produsă și reprodusă la infinit oriunde vă uitați online, aproape oriunde, pe YouTube sau dacă folosiți Spotify și așa mai departe. Sau ați observat că din ce în ce mai mult oamenii acum nu mai conversează
pe chat și scriu, ci își trimit mici mesaje vocale. Asta nu ar fi putut să facă, să zicem, acum 2000 de ani, decât dacă ar fi stat în aceeași încăpere. Dar ideea de a ne trimite mesaje vocale ne reîntoarce cumva într-o anumită oralitate. Ce m-a surprins, știți cu toții că se numește teleșcoală, nu mai există școală, totul e tele, totul e la distanță, și na, sunt prins și eu, așa cum au fost prins și vorbitorii din săptămânile precedente, trebuie să facem teleșcoală. Și am zis, dacă tot fac teleșcoală, hai să învăț și eu un program mai specific acestui mediu decât a folosi tabla, nu mai folosește nimeni tabla direct, aia fizică, și m-am apucat să învăț o chestie numită OBS. Nu știu dacă vă sună cunoscut, este Open Broadcaster Software sau System, dacă vreți. Asta e un program cu sursă deschisă prin care poți să faci streaming. E, și ceea ce m-a surprins, asta e un program mult mai complicat decât programele de grafică statică sau decât un program de scriere. Cu toate astea mi-a luat undeva, nu știu, cred că 10 secunde, 20, hai să nu mă laud, 30 de secunde și am simțit că eu sunt făcut pentru programul ăla sau că programul ăla e făcut pentru mine. Că îl știu fără să mă apuc să citesc despre el, să caut tot felul de tutoriale pe YouTube și am zis, cum naiba e cu putința asta? Că acum vreo, nu știu, mai mult de 20 de ani, când am învățat eu primul program de punere în pagină, se numea Quark Express, nu știu dacă a folosit vreunul dintre voi și nu mai știu dacă mai există astăzi, un program de DTP, m-am chinuit groaznic. Mi-a luat, cred că, jumătate de ani și atunci aveam o minte proaspătă, eu aveam 15 ani. Se puteau îngloba chestiile foarte ușor. E, m-am chinuit jumătate de ani să învăț și nici acum nu știu cum trebuie programul ăla. În schimb, programul ăsta OBS, care este de zeci de ori mai complicat pentru că presupune că imaginea e dinamică, poți să-i dai tot felul de efecte, poți să ai cadre, scene, nu seamănă cu o pagină de print pe care să o pregătești, ăsta mi-a intrat cumva natural, a venit așa, mă aștepta. Și pe lângă că m-am bucurat că am zis, aha, n-o să mă chinui prea mult semestrul ăsta, m-am întrebat de ce mi se întâmplă asta. Și probabil ține de un anumit reflex cultural care a început să se instaureze. Deja am 20 de ani de tot felul de programele de grafică, de scriere, cu sursă deschisă sau nu, pe care le-am tot exersat. Și pur și simplu, de fapt, mintea mea era pregătită pentru așa ceva, preluând diverse elemente din ceea ce învățasem deja până acum. Ceea ce pentru mine a ținut de învățare, pentru o generație mai tânără, e absolut natural. Și putem să ne dăm seama de ce, pentru că ei explorează de la vârste foarte, foarte mici. Probabil mă laud că știu bine programul, dar s-ar putea să vină un adolescent la vreo 12-13 ani și să-mi dea cu el în cap, să spun, n-ai înțeles nimic, uite-te cum se fac chestiile astea, te chinui de două ori mai mult decât trebuie, nu știi de fapt să faci efectul ăla. Na, s-ar putea totuși să mă scot un pic, pentru că mai știu un pic de coding și programul ăsta îți permite să scrii și niște scripturi în Python sau în Lua și poți să impresionezi pe ăștia mici care poate au o experiență mai mare sau o naturalețe mai mare, dar nu știu partea de coding. Ei, și fiind eu prins în situația asta, am încercat un pic să reflectez. Și prima, dacă vreți, prima asumție de la care plec este că trăim într-un mediu total. Și că trăim într-o epocă, am numit-o a totalismului, nu înseamnă că este un totalitarism, în sensul în care ar exista o autoritate politică care se poate impune într-un fel sau altul, dar este un mediu total, e un mediu totalizant. El integrează toate mediile precedente de stocare, de înscriere, de transmitere a informației. Vorbesc despre digital și nu în orice formă, ci în forma lui reticulară, în forma lui de rețea. O lume mică de grafuri, de ce se zice o lume mică? Pentru că între oricare două noduri dintr-o rețea, inclusiv cum este internetul, nu ai nevoie mai mult de 5-7 pași să ajungi dintr-un capăt într-altul al rețelei. De ce arată așa lumea noastră? Încă nu pot să explice nici măcar oamenii din zona de fizică socială sau care știu foarte multă statistică fizică. De ce se pare că asta este o structură oarecum fundamentală de la univers, dacă vreți, până la felul în care este configurat creierul nostru și la fel e configurat și internetul. Deci noi trăim în acest mediu totalizant, în acest totalism și atunci am zis, aha, dacă e un mediu totalizant, ar trebui să facă posibil artistul total, multimedial dezvoltat, dacă vreți. E, s-ar putea să nu fie asta cu putință, pentru că de fiecare dată când avansez o teză, e acolo un fel de demon ascuns care îmi spune s-ar putea să n-ai dreptate și trebuie să construiesc antiteza. Asta este hegelianismul târziu, o boală de secolul XIX care s-a transmis până astăzi. Să zicem că asta e asumția, că trăim în mediul ăsta. Poate cineva să spună nu e încă totalizant, că nu miroase.
ok, poate că nu miroase acum, dar asta nu înseamnă că nu o să putem să transmitem mirosuri prin acest mediu. De altfel s-au făcut și niște experimente în film prin anii 70, au existat câteva filme unde oamenilor se dădeau un fel de, cum sunt acum la Sephora, niște mostre și la un dat apărea pe ecran, e vremea să miroși mostra 3. Și pune el ala și zice, aoleu, asta a încercat de fapt regizorul. Cred că ăsta, Waters a fost unul dintre regizorii care a încercat chestia asta, dar au fost mai mulți. Deci ne putem aștepta oricând și să se întâmple asta și online. Acum, de ce am numit textul ăsta și întâlnirea probleme de mediu? Pe lângă că trăim o criză a încălzirii globale, a schimbării climatice, ar trebui totuși să ne spună ceva criza asta, nu doar că o trăim. Că de obicei, în momentul în care apar astfel de probleme, cum se întâmplă la nivelul planetei, ele duc la extincție. Și mediile reușesc să ajungă la extincție prin diverse moduri. Și o să încerc să anunț câteva moduri. Mediul în care noi trăim, mediul viu, nu are nevoie propriu-zis de noi așa, ca persoane în sensul intelectual al termenului. Noi suntem niște simple vehicule pentru gene. La fel suntem niște simple vehicule și pentru foneme. Deci la nivelul limbilor și la nivelul viului, omul sau entitatea aia rațională, gânditoare, cât de cât trestia aia gânditoare, e un accident și un accident cu rolul de a transporta ceva. Într-un anume sens, noi suntem un mediu pentru foneme și un mediu pentru gene, până când noi obosim, dintr-un motiv sau altul. Nu mai avem chef să citim sau orbim sau pur și simplu murim. Și atunci toate aceste gene au avut grijă să se, cât se poate să se transfere mai departe. Cum? Păi sunt mai multe moduri. Faci copii, ăsta este unul dintre moduri. Un alt mod este să scrii un text. Că tu te-ai dus, au călătorit fonemele alea prin tine, dar după care și-au găsit un alt suport, un alt mediu. Hârtia. Unii zic că ăsta al doilea suport e chiar un obiectiv, în sensul în care ai obiectivat acolo, rămâne înscris chiar dacă tu vrei sau nu vrei. În sens lab, aproape orice e un mediu. Aici ne aflăm într-un mediu, spațiul poate fi văzut ca un mediu, timpul poate fi văzut ca un mediu, e mediul îmbătrânirii timpul. Limbajul poate fi văzut ca un mediu, e o discuție întreagă în lingvistică, dacă are sens să-l vedem ca pe un mediu sau ca pe un sistem de semne, de semnalizare. Sala de clasă e un mediu, pe asta n-am mai cunoscut-o de mult. De fapt, asta îi ziceam și eu, Emilian, și voiam să-i mulțumesc, să vă mulțumesc. După 7 luni, în sfârșit, stau cu niște oameni împreună, atunci când discut ceva. Până în astea 7 luni care au trecut, lucrurile s-au întâmplat mediat online. Și într-un anume sens poate am câștigat ceva, dar cu siguranță simțim ce am pierdut mai mult. Natura e un mediu, aia când mergeți pe munte sau natura asta urbană. Radioul este un mediu, uzina, cărțile, www-ul și așa mai departe. Ăsta e sensul foarte larg. Într-un sens foarte larg, aproape orice poate fi un mediu. Într-un sens mai tare, dacă vreți, în care îngustăm un pic categoria, ca să nu mai fie orice mediu, un mediu face posibilă medierea sau mijlocirea, că de-aia îl numim mediu. Și această mediere și mijlocire de obicei se prezintă ca un transfer. Și are o natură informațional-comunicațională. Asta nu înseamnă că toate mediile informaționale sunt și comunicaționale sau că în orice moment al existenței lor toate mediile informaționale sunt și comunicaționale. Și e un exemplu foarte mișto la Karl Popper. El are exemplul ăsta că până la urmă e un experiment mental, să zicem că dispărem toți, dar a rămas undeva într-o bibliotecă înscrise toate lucrurile pe care le-a făcut omenirea. Și vin niște extraterestri și pentru că au chestiile alea în bibliotecă, undeva obiectivat ceea ce a fost istoria noastră, istoria gândirii, ei vor putea înțelege ce s-a întâmplat cu noi. În schimb, într-o lume în care, să zicem, că nu am avea această bibliotecă, ci am avea doar obiectele pe care le-am făcut conform cunoașterii pe care o avem, s-ar putea nici noi, în cazul unei apocalipse, da, dacă apare după aia o altă specie sau vin extraterestri ăștia, dacă noi n-am lăsat nimic obiectivat în urmă, nu se poate reconstitui nimic. Biblioteca este un mediu informațional non-comunicațional atunci când nu are cititori. Când are cititori, devine mediu informațional-comunicațional. La fel putem să ne gândim că există medii informațional-comunicaționale care de fapt nu mai sunt, sunt dead media. Discheta este un astfel de exemplu. De ce floppy disk-ul este dead media nu înseamnă că nu a mai putea folosi dischete, ci că în momentul actual aproape nicio mașinărie nu se mai face cu drive pentru așa ceva. Deci ele sunt undeva într-o arhivă, dar dacă
peste 100 de ani sau 200 de ani, rămân doar dischetele fără niciun aparat de citire și fără nicio carte care să ne explice sau undeva înscris cum facem aparatul ăla de citire, rămâne un mediu mort. La fel există medii informațional-comunicaționale care încă nu sunt, sunt alea conceptuale. Așa cum era, să zicem, realitatea virtuală la 1900. Încă se discuta despre ea, dar nu putea fi implementată. Puteam vorbi despre mediul ăla, dar era un mediu nepopulat. Ce încerc să spun cu teza asta este că un mediu care nu are subiecți cunoscători, adică care ar avea o mulțime vidă de subiecți cunoscători, ăla nu mai este un mediu. Este ori undeva în potență, ori a fost cândva când avea subiecții cunoscători. Deci ori e conceptual, ori e mort. Putem să-l tratăm istoric, dar asta înseamnă că el mai este un mediu activ. Dacă vreți, teza fundamentală de astăzi este asta, că mediile sunt însuflețite, îmi place să zic, de către mințile care le populează. Acum, mințile nu trebuie neapărat să fie umane. Pot fi niște minți superioare, un creator, dacă există, extraterestri aia din exemplu precedent, sau poate chiar o inteligență artificială un pic mai avansată decât ce avem noi astăzi. Dar, și despre asta, dacă vreți, putem după aceea să discutăm mai mult, nu cred că un mediu fără subiect cunoscător are sens să-l tratăm ca pe un mediu, putem să-l tratăm arheologic, dacă vreți, putem să-l tratăm, nu știu, muzeografic, dar el nu mai este un mediu viu și atunci nu are rost să vorbim despre el. Un mediu se actualizează, adică trece din acea potență, din acea virtualitate, din acea posibilitate în ceea ce este acum. Și cum se actualizează? Prin subiecții pe care eu i-am numit subiecti cunoscători, ca așa le zicem noi în epistemologie. Acum e interesant că s-ar putea să existe subiecti necunoscători care populează un mediu. Gândiți-vă la niște copilași, până în 3 ani, nu s-a instaurat conștiința, poate ai la un an și ceva, care butonează ceva pe un telefon și s-ar putea să facă niște lucruri. Când zic subiect cunoscător, s-ar putea să zic un pic mai mult. Dacă vreți, coborâm un pic nivelul și zicem niciun mediu nu se poate actualiza în afara unor subiecti. Dar asta va naște o altă discuție, dacă cumva făcând ceva la întâmplare undeva se presupune că ai făcut ceva. E posibil să se nimerească ceva, nu știu, ca și acel ceas care este stricat și nu merge, îl arată totuși de 2 ori pe zi, ora exactă. Dacă te-ai uitat atunci la el și nu știi nimic despre ceasul, o să zici ceasul arată bine timpul, măsoară cum trebuie. E, s-ar putea așa să fie și cu copilașii ăștia. Ei sunt ca acel ceas, ei fac diverse lucruri, dar lipsiți de intenționalitate. Cred că această condiție a intenționalității, adică ai totuși o intenție. Nu înseamnă că știi prea bine ce intenție ai, nu înseamnă că știi consecințele intenției, dar trebuie să ai o intenție pentru a actualiza mediul ca atare. Bun. Și acum ajungem la prietenul comun al domnului Mărgărici și al meu, Marshall McLuhan. De unde, de altfel, și numele acestui proiect. Despre Marshall McLuhan, probabil ați mai aflat, a fost între anii 1950-60 și anii 80 un mare gânditor al medialității, al mediilor de comunicare. El venea din zona de studii culturale, a fost profesor la Toronto, a fost un tip foarte popular, o voce publică în epoca sa, atât de popular încât a apărut și într-un film al lui Woody Allen, în care, surpriză, e cameo, sau cameo, nu știu cum să pronunț, hai să zicem cameo, așa, ca la români, în care unii stau la coadă și vorbesc despre Marshall McLuhan și, surpriză, în spate e chiar Marshall McLuhan. Deci cam atât de celebru era acest tip. Ei bine, în toată celebritatea asta a zis și multe chestii mișto și multe tâmpenii. Eu mă cer mai mult cu tâmpeniile pe care le-a zis și accept lucrurile care mi se pare că au un argument în spate. Pentru el e teza asta clasică, mediul este mesajul, cu alte cuvinte, mediul predetermină, dacă vreți, precedă, domină mintea subiecților. Și pentru el subiectul se prezintă, dacă vreți, ca un sclav. Ca un sclav în fața unui stăpân maestru. Asta e metafora adusă din Hegel. În Fenomenologia Spiritului, destul de aproape de începutul cărții, e o discuție întreagă. Acum e vreunul care a terminat-o? E vreunul care a ajuns pe la discuțiile? Cred că introducerea se citește cel mai greu. Că la un moment dat Hegel ce mai explică? Biologia, fizica spre final, n-are nicio treabă. Bun. E, în partea asta de început, când discută despre conflict, cum apare conștiința, cum se instaurează conștiința, dar nu în sensul ăsta în care niște biologi sau neurocognitiviști ar vorbi astăzi, el introduce o figură, dacă vreți, o figură de stil. Și prin asta el explică lupta permanentă dialectică, care poate fi înțeleasă la nivelul istoriei
și unul ca Marx a înțeles-o ca luptă de clasă. Unii o înțeleg, nu știu, ca o luptă pentru piață, pentru valori în interiorul capitalismului și așa mai departe. Dar am mai putea avea și o altă interpretare, o interpretare un pic mai psihologizantă. În două sensuri. În sensul în care existența noastră e o continuă luptă a conștiințelor între noi și ceilalți, dar e și o continuă luptă a conștiinței interioare, care trebuie să-și caute întotdeauna un anume obiect, pentru că nu prea există conștiința aia pură. Conștiința este despre ceva. Asta nu știa Hegel, vine Husserl și ne explică chestia asta. De ce zic că subiectul pentru Maguelon se prezintă ca un sclav? Păi se prezintă exact ca în figura lui Hegel. Sclavul, adică cel care are frică de moarte și care nu-și poate afirma acea conștiință, el întotdeauna dependent de stăpân. Pentru Hegel, sclavul este cel care transformă natura în lucru, dar nu transformă pentru că își dorește asta, ba uneori poate chiar nu-și dorește că el se află sub dominație, ci el răspunde dorințelor stăpânului. Și Hegel și zice, asta e problema sclavului, că nu-și ia curajul de a muri pentru propriile dorințe. Că din dorința aia se naște tot ceea ce înseamnă voliție, tot ceea ce înseamnă expresia conștiinței tale în lume. E, pentru Maguelon, într-un anume sens, stăpânul este mediul. Și noi suntem toți acești subiecți care îi ducem dorințele mai departe. Bun. O să vedem cât de mult are dreptate. Nu cred că are foarte multă dreptate. Dar până acolo, Maguelon nu e un hegelian. El e mai degrabă un kantian târziu. De ce? Și el are presupoziția numită în istoria filozofiei hilomorfistă. E de la Aristot încoace. Distinția, dacă vreți, fundamentală între formă și materie. Și la Kant, în Critica rațiunii pure, tot în partea de început, Estetica transcendentală, asta am terminat-o de citit. Cap-coadă. Bun, dar asta mi-a dat ghes și mi-a dat de înțeles că trebuie să o mai recitesc cap-coadă de vreo câteva ori în timpul vieții, ca să aibă rost să ne lăudăm cu adevărat. E, Kant, la ce se uite, zice, lumea asta, da, în care trăim. Există o materie a fenomenelor, de la, nu știu, a sparge o sticlă, cum bate vântul, chiar gândurile interioare, dar materia aia n-ar avea poate niciun sens pentru noi dacă n-ar fi niște forme în care ea ni se prezintă. Realul, dacă vreți, pentru Immanuel Kant, nu e niciodată lucrul în sine. La ala nu poți să ajungi, ci ceea ce îți mediază aceste forme originare, dacă vezi. El le numește niște intuiții a priori, intuiția spațiului și a timpului. Și zice, pentru mintea umană și pentru orice minte rațională, nu poți să înțelegi fenomenul, să-ți înțelegi realitatea, dacă nu accepti acest cadru dat de spațiu și timp. Acum e discuție întreagă în fizică de 100 de ani, dacă așa funcționează spațiul și timpul, pentru fizicienii de astăzi, spațiul și timpul au o anumită materialitate. Pentru Kant, nu. Erau condițiile de posibilitate ale experienței, adică ale accesului la fenomen. E, pot să fac o scurtă paranteză, mă aminte că tot e vorba de lectura din Kant. Ideea era că, știu că pe la sfârșitul criticii, mă rog, reia o discuție, adică reia cumva tezele pe care le-a pus, dar în raport cu Hume, cel care l-a... trezit din somnul dogmatic. Nu știu, da. Da, deci ceasul de alarmă David Hume. Da, ideea era de felul următor, că spunea, problema lui, adică ideea era că Kant, pe la urmă, pune cauzalitatea în joc și arată că nu e o cauzalitate a naturii, adică nu e o chestie de afară, e o chestie pe care mintea mea o face. Eu văd că Petru vine după Pavel. Și că în mod constant, după Pavel, vine Petru, sau înainte lui, în fine. Problema lui Hume era de felul următor, spunea că, bineînțeles, asta poate să fie niște asocieri. Nu există nicio relație directă între eu mă uit la scaun și cred că trebuie să stau jos pe el, sau etică. Bun, în sensul ăsta. Dar, dacă e așa, e o problemă, spune Kant în cazul ăsta, fiindcă eu nu o să fiu niciodată sigur când văd un obiect că e același obiect. Dacă eu văd un măr roșu, de unde știu a doua oară când îl văd că e un măr roșu? Eu trebuie să presupun prin urmare că există o formă acolo. Uh-huh. Cam asta era, adică în sensul ăsta... Exact, exact. El o și spune că acea formă e întotdeauna gata să se aplice tuturor fenomenelor și ea se regăsește, zice, în mintea sau simțirea noastră. E termenul ăsta în germană, Gemüt, care se poate traduce și așa, și așa, adică unii traduc și cu conștiință și așa mai departe. Deci el fixează, dacă vreți, accesul nostru la realitate prin faptul că avem acest mecanism bazat pe acele intuiții și lecția lui fundamentală e că nimic nu ne apare imediat, nemediat. Ei bine, Marshall McLuhan prea această idee, nu știu dacă l-a citit cu foarte mare atenție pe Immanuel Kant, nu e neapărat o idee pe care să o găsești doar la Immanuel Kant, dar acolo originează. E, el
ce n-ar spune McLuhan? N-ar spune că mediul e pe de-o parte constitutiv, așa cum spațiul și timpul sunt condițiile de posibilitate ale experienței, el e constitutiv mesajului și în același timp este prescriptiv asupra felului în care noi percepem mesajul. E constitutiv și o să vedem, bineînțeles, în planul, dacă vreți, al materialității, în primul rând, și este prescriptiv pentru că nu prea poți să extragi mai multe semnificații. Mediul nu spune care e semnificația, dar mediul îți dă sensul. Asta e o altă distinție pe care o facem și în filozofia limbajului, între sens și semnificație. Că uneori chestii cu sensuri diferite pot avea acea semnificație și uneori, în funcție de cum consideri tu că este sensul, s-ar putea să ajungi la semnificații diferite pe aceeași structură lingvistică. Bun, deci un punct la care am ajuns, dacă vreți, e ăsta că mediul e constitutiv mesajului și prescriptiv felul în care noi percepem acele mesaje. Nu vă gândiți la ceva complicat la mesaj, gen citim critica rațiunii pure. Nu, gândiți-vă la un semnal luminos roșu pe care îl vedeți undeva, la o trecere de cale ferată sau undeva pe ecranul vostru, într-un clip pe YouTube și așa mai departe. E, felul în care noi vom percepe acel flash luminos roșu ține, bineînțeles, de mediul în care ne aflăm. Dar asta nu înseamnă că mediul, și asta încerc să susțin, va predetermina toate semnificațiile pe care noi le-am putea extrage. Pentru că, am zice, e o semnificație standard legată de sensul luminii roșii la trecerea de cale ferată. Da, conducătorii auto probabil cunosc mai bine chestia asta. Da, dar asta nu înseamnă că dacă mă trezesc într-o dimineață și am gânduri artistice și mă duc să fac train spotting și mă uit la semnele alea luminoase, eu înțeleg că nu trebuie să trec calea ferată. Pentru că eu s-ar putea să am cu totul alt interes, iar semnificația pentru mine în ziua aia în care fac train spotting să fie diferită. Bun, deci asta ar fi prima chestie, mediul e constitutiv, dă constituția mesajului și prescrie într-o anumită măsură sensul în care noi l-am putea percepe. Dar aș vrea să mai adaug încă ceva, o idee a unui tip, Neil Postman îl cheamă, care e tot așa un critic media din anii 80 și 90 în Statele Unite, care are o carte foarte șmecheră, zice Amusing Ourselves to Death. Cum să zicem? Distrându-ne până la moarte. Până ne omorăm. El făcea o critică a televiziunii acolo. Dar are o observație foarte interesantă. Zice, am putea spune că o tehnologie este pentru un mediu ce este creierul pentru minte. Ca și creierul, tehnologia e un aparat fizic. Precum mintea, un mediu este o utilizare a aparatului fizic care o conține. O tehnologie devine un mediu pe măsură ce folosește un cod simbolic. Și asta cred că e mai important, își găsește rolul într-o configurație socială particulară pe măsură ce se insinuează în contexte sociale și economice. Și continuă, zice, cu alte cuvinte, o tehnologie e doar o mașinărie. Un mediu este, de fapt, mediul social și intelectual pe care mașinăria îl creează. Ce ar trebui să reținem de aici? Nu neapărat sensul ăsta cartezian, minte-corp, să facem vreo distinție, dar în cazul tehnologie slash mediu chiar funcționează. Un mediu are nevoie atât de subiectul ăla, care are preînscrise timpul, spațiul și tot ceea ce ține de încadrarea realității, dar un mediu are nevoie și de un aparat fizic, de un mecanism în spate. Cu alte cuvinte, el trebuie ancorat și în lumea atomilor, nu doar în lumea gemutului, lumea noastră interioară. Nu există actualizarea unui mediu fără o tehnologie în spate. Un aparat, o mașinărie fizică. Așa cum nu există o actualizare a unui mediu fără subiectul care să participe la acel mediu. Și deja, cred că e evidentă relația asta, să zicem, mediul e în centru, pe de o parte e nevoie de subiect pentru a-l însufleți, a-l actualiza, dar e nevoie și în sensul material, de o mașinărie, de un aparat și așa mai departe. Și atunci determinismul pe care îl vede McLuhan ar trebui mai degrabă să-l înțelegem ca un determinism dinspre forma aparatului fizic, ca o informare, ca o punere în formă a mediului. Și mai puțin ca un determinism dinspre mediul spre cogniția umană. Pentru că lecția kantiană este că nu doar mediile astea de comunicare ne mediază, ci întregul timp și spațiul, astea ne spun ceea ce este real. Cu alte cuvinte, nu suntem prinși niciodată într-un singur mediu. Poate suntem prinși într-un singur mediu de comunicare, informare, dar existența noastră este deja mediată într-un anume fel. Tehnologiile nu sunt neutre, ne aduce aminte Postman. Și asta înseamnă că nici mediile nu sunt neutre. Ele vin cu niște agende, tocmai pentru că ele sunt pierdute în întregul context social în care ne aflăm. Ca să exemplific, am putea spune că mașina de tipar, tiparnița, da, tipografia,
creează cartea și ziarul, dar nu creează întru totul mediul de comunicare al cărții și al ziarului, mediul în care ele mijlocesc asta. Viața formelor, cum spuneam, are nevoie de oameni sau cel puțin de anumite minți, de anumite capacități cognitive. Ne întrebăm de ce nu am rămas la un singur mediu, de ce e succesiunea asta, acum din ce în ce mai rapidă a mediilor. Succesiunea mediilor nu e dovada că noi am căutat un remediu. Asta e un joc de cuvinte pe care face Meg Lewin prima dată între mediation și remediation și pe care au preluat foarte mulți teoreticieni. Și eu încerc un pic să merg împotriva metaforei mișto, dar încerc să o pun unde trebuie, pentru că mi se pare că altfel se creează așa un talmeș-balmeș. Promisiunea ameliorării vine cu fiecare mediu, dar este o promisiune și trebuie să vedem cine vântură această promisiune. Cam întotdeauna mediile de comunicare care vin cu promisiunea asta, vom fi mai bune, veți putea exprima mai mult, vă veți putea împlini mai bine, toate astea, de fapt, vin și ele sub anumită ideologie, ideologia noului. Și cine o împinge, de cele mai multe ori în istoria mediilor, nu au fost artiștii, nu au fost intelectualii, nu au fost filozofii, nu au fost oamenii de cultură, oamenii spiritului, ci oamenii de business, ci negoțătorii, comercianții, cei care aveau nevoie să pună un mediu la treabă spre a ieși profitabil. Aveau nevoie de un mediu de expresie, dar nu era neapărat expresia de sine, nu asta îi interesa, ci mai degrabă transferul ăla de expresii, transferul ăla de valori. Și o să vă dau un exemplu de mediu foarte simpatic, care e și comunicațional și informațional și în același timp este și un mediu al vieții noastre generale. Acum, despre internet putem să ne întrebăm cum e, heraclitian sau parmenidian. Asta e o distinție tot așa pe care o mai facem în filozofie. Heraclitienii sunt aia care cred că pretutindeni există tensiuni. Polemos este zeul care conduce lumea, conflictul, războiul, războiul depășirii, războiul înnoirii și așa mai departe. E, vin parmenidienii și zic, na, ființa, ceea ce e esențial existenței, rămâne imobil, rămâne la fel, rămâne neschimbat. E ca o sferă, ar spune un profesor pe care l-am avut unii dintre noi. Bun, și atunci poate că ar trebui să fim mai degrabă parmenidieni. Să nu cumpărăm discursul ăsta al războiului permanent. Nu cumva schimbările astea permanente de forme sunt doar o iluzie. Ele de fiecare dată se topesc în viața noastră socială și toate au același scop, încadrarea realului. Chiar dacă scopul cu care vin e acela, s-ar putea de fiecare dată să această încadrare să vină cu ce? Cu o nouă artă a percepției sensibile din partea noastră. Deci schimbarea, dacă vreți, este în faptul că învățăm după precepte noi moduri de a percepe, după care de a înțelege, de a găsi semnificația și așa mai departe. Dar absolut toate mediile au un singur scop, să ne încadreze, să ne dea o anumită formă, să ne informeze. Apropo de atributul digital, nu știu dacă ați observat, dar cu 10 ani, 15 ani, toată lumea era noul digital, vine digitalul și face digitalul și vom fi digitali, digital în sus, digital în jos. De vreo 2-3 ani, cred că nu are niciun sens să mai vorbim despre digital, non-digital. În literatura și din antropologie și din studii culturale și din filozofia tehnologiei, se vorbește de fapt despre post-digital. Ce înseamnă? Înseamnă că distinția digital-analog nu mai are niciun sens în viețile noastre. Bineînțeles, mă refer la aia care folosim computere, care suntem conectați și care suntem vreo 64-65% din omenire în momentul actual. Restul nu au acces la aceste tehnologii sau au acces foarte limitat, rare ori, și pentru ei este încă ceva exotic. Dar pentru noi nu mai este ceva exotic. Și atunci să spui, astăzi sunt în digital, păi cam tot ceea ce facem acum este media și digital. Și atunci, noile tehnologii, sub ochii noștri, în timpul vieții noastre, noile tehnologii digitale au devenit simple tehnologii, punct. Tehnologiile noastre de informare și comunicare. Atributul digital nu mai face nicio diferență pentru că nu mai are să diferențieze față de altceva. Trecerea la un mediu dominant poate fi un remediu, dar un remediu al incapacității formelor tehnologice de dinainte. Așa cum e mult mai tare, acum nu e așa, toată lumea poate să spună, să scrii totuși la computer decât la mașina de scris. Și era mai bine să scrii la mașina de scris decât de mână. De ce? Că puteai să revii, puteai să înscrii mai bine, iar acum ești și mai șmecher decât să scrii Microsoft Office, ce să faci? Să dictezi. Sau să scrii într-un limbaj cum ar fi LaTeX, în care desparți forma grafică de conținutul scris. Și așa mai departe. Ce se întâmplă nou? Păi este doar această remediere tehnologică. Este poate mai ușor, se conservă mai bine, dar asta nu înseamnă
că nu facem același lucru, adică a scrie, a încerca să înscrii într-o, într-o formă dată ceva. Deci despre remediu cred că are sens să vorbim în sensul ăsta. Remediază incapacitățile tehnologice ale vechilor medii, dar nu are niciun sens să vorbim despre un fel de remediu cultural, un fel de ameliorare, de îmbunătățire culturală. Cultura digitală nu e remediu comunicațional al culturii scrise și vizuale, așa cum aia scrisă, tipărită, vizuală, nu era un remediu al culturii orale. Și lecția, dacă vreți, a relativismului antropologic e foarte importantă. Toate culturile sunt egale, sunt structural echivalente, dacă vreți. Nu există culturi primitive, culturi slabe, culturi proaste. Că există muzică proastă într-o anumită subcultură, da. Dar nu pot spune, noi față de cultura celor din vremea lui Gutenberg, suntem mult mai avansați pentru că am remediat toate problemele. Remedierea nu e o reparație, ci o reliniuță mediere, încă o mediere, o altă punere în formă, o altă informare a unor caracteristici care pot trece din mediul vechi, scrisul de mână, într-un mediu mai nou. De la scrisul la mașină, să trecem la scrisul pe tastatură, unde cel mai puțin important, de fapt, e că scrii pe tastatură. Mult mai important este că poți să intervii asupra textului conservat într-un fel pe hard disk-ul tău, că nu e conservat pe ecran, aia e doar o reprezentare. Și atunci ne întoarcem la întrebare, cine pe cine determină sau ce pe ce determină? Are dreptate McLuhan care crede că noile medii schimbă tot? Eu cred că nu are dreptate. Și aici îi aduc pe dușmanul lui de viață în joc, Raymond Williams îl cheamă, un sociolog marxist britanic, tot așa un critic cultural. Și ce face domnul ăsta? Zice, păi uitați-vă un pic și contextul în care prinde tehnomediile, tehnologiile care poartă medii. Zice că orice impact pe care aceste tehnomedii îl au în structuri economice și sociale deja date. Și sunt un ecou al lor, reproducând în fond ceea ce există deja în schema relațiilor de putere. Forța cauzală, dacă există asupra minții, ea se întâmplă într-un cadru mai larg, a ceea ce Marx ar numi structura de bază a existenței noastre sociale. Adică structura celor relații de putere în care avem niște forțe de producție, în care avem niște mijloace de producție și așa mai departe, cum ar fi mijlocul ăsta de producție cu care nu prea știu să lucrez. Nu există medii deconectate. Iar speranța asta a remediului ca o depășire, ca o mântuire, dacă vreți, este o falsă speranță. Și asta se leagă de o discuție care se purta până în anii 90 și 2000. Nu e așa că internetul va democratiza lumea? Și toată lumea zicea, băgați internet pentru democratizare. Ce vedem este că internetul democratizează lumea acolo unde ea deja începuse procesul de democratizare. Iar acolo unde procesul de democratizare n-a început sau este deviat, internetul nu face asta. Internetul contribuie la un mai mare colectivism politic. Și acum exemplele sunt destul de simple. Puteți să vedeți, nu știu, un internet al oamenilor liberi olandezi în anii 90 și internetul de astăzi din China, de exemplu, sau din Rusia, sau chiar din Statele Unite. Bun. Ce reținem de la Williams e ideea asta de mijloace de producție. Până la urmă, toate tehnologiile care suportă, susțin aceste medii, sunt niște mijloace de producție. Iar puterea asupra pe care o au asupra minților noastre, pe care o au în raport cu mințile noastre, e făcută posibilă de statutul pe care aceste tehnologii îl au în harta mai mare a puterii. Nu putem să deconectăm. Bun. Mai o teză interesantă. Mă opresc. Zi. Pot să am o... Mă gândise la o chestie apropo de teza lui McLuhan. Adică, sigur că vorbim de medii, că vorbim și de... Adică când vorbim și de obiecte, cum e tiparnița, da, care schimbă... Dar, de exemplu, putem să vorbim de un mediu și de anumite transformări pe care se petrec în știință sau chiar în lumea politică, da? Cum e lumea politică ateniană, nu? Care inventează izonomia sau, mă rog, democrația, cum știm noi acum, în care... cineva se întreabă care e cea mai bună formă, nu, în care se pot întâmpla niște lucruri și din momentul respectiv discursul public și practicile publice se schimbă. Și la fel poți să vezi în secolul, adică odată cu apariția bacilului, nu, că vorbești de microb, de etică. În sensul ăsta mă gândesc că poți să vorbești de tipul ăsta de determinare, sau? Adică e o chestie prea generală? Am putea să zicem că într-un anume sens microscopul
predetermină ceea ce poate să vadă cercetătorul, medicul și așa mai departe. Ca și teoria în sensul ăsta. Da, ca și teoria care, da, nu e toată discuția. Adică știe că există microb, de-aia se uită în... Că îi caută. Păi, cumva, seamănă cu un exemplu pe care am încercat să-l arunc, ăsta cu extraterestri care încep să folosească discheta, dar ei nu știu ce folosesc. Uh-huh. Ei nu știu ce să caute acolo. Da, limbajul teoretic predetermină limbajul observațional. Dar asta nu înseamnă că nu apar anomaliile. Și asta e toată discuția în istoria științei, de ce la un moment dat unii se rup și nu mai fac știință normală. Pentru că s-ar putea să începi să ai rezultate sau lucruri pe care le vezi și nu știi de ce le vezi. Și atunci ai nevoie să-ți mai extinzi ce? Tocmai limbajul teoretic care să acomodeze noile rezultate care apar, pe care tu nu știi unde să le înscrii, nu ai o categorie pentru ele. Microscopul predetermină, dacă vreți, vederea micuțului virus și așa mai departe. Dar nu cred că predetermină și modul în care virusul ăla sau ceea ce descoperă oamenii acolo se poate înscrie în cadrul mai larg al cunoașterii medicale, în cazul exemplului nostru. Ce zici tu seamănă cu o teză pe care aș cumpăra-o într-o anumită măsură de la McLuhan. El zice, noile medii nu sunt punți de legătură între oameni și natură, ele sunt chiar natura. Adică stau undeva într-un fundal. Dar faptul că stau acolo într-un fundal, asta nu va elimina anomalia, devianța, posibilitatea de a găsi ceva într-un mediu pe care nu știi cum să-l numești. Pentru că în limitele acelui mediu s-ar putea să nu-i găsești un nume. Și adesea când se întâmplă asta, se migrează către un alt mediu. Teza asta a fundalului permanent tehnologic mediat, el o conjugă cu ceva, cu ideea că mediile sunt extensiile simțurilor noastre. Problema pe care o văd la McLuhan și la cei care sunt ultra-determiniști tehnologic, cred că ei nu-și dau seama, unu, că există relații de fundal suprapuse. Avem aici un fundal în spate? Avem. E, dacă să vedeți fundalul ăla din spate, ar trebui să aveți acea intuiție a spațiului. Deci mai e încă un fundal, dacă vreți. Și ca să putem avea acea intuiție a spațiului, în principiu, la nivelul materialității creierului nostru, ar trebui să fim niște creiere bine formate, corect formate. Nu știm. S-ar putea să existe alte tipuri de creiere care, pentru care nu tridimensionalitatea, așa cum o vedem. De Immanuel Kant nu spune că vom vedea toate fenomenele tridimensionale, ci doar că trebuie să le vedem în spațiu. Adică trebuie să le vedem undeva decupate într-o anume măsură, într-un plan care poate să fie un plan bidimensional, tridimensional, n-dimensional. Asta nu-l mai interesează pe Immanuel Kant. Deci unde cred că se înșeală un pic McLuhan? Da, sunt noua natură. Dar dacă vreți, este o natură într-o altă natură, într-o altă natură, adică e ca o foaie de ceapă natura asta. Și tot decojești și plângi și parcă nu ajungi la esența cepei și când ai ajuns numai e ceapă. Asta, fac o mică paranteză, o să ne întindem cam mult. E o discuție, Ionuca Caragiale, ne aflăm pe strada Caragiale, avea un prieten, Dobrogeanu Gherea, îl chema, Constantin Dobrogeanu Gherea. Unul, probabil cel mai interesant socialist pe care l-a avut poporul român. Ei stăteau, erau prieteni, cârciumare amândoi, combinații. Și de obicei, Caragiale se oprea la cârciumă la ăsta, la Ploiești, când întorcea trenul la Ploiești, pe vremuri trenul nu mergea direct la Sinaia. Și stăteau și mâncau. Și la un moment dat Caragiale încearcă să-l pună pe Gherea să explice ce naiba e lucru în sine. Și Gherea zice, vezi halca asta de piciorul ăsta de miel? Da. Uite, tai o bucățică. Asta e chestie, o simți, o gușă, ăsta e fenomenul. Și mai tai o bucățică. Și uite, a mai rămas și mai tai o bucățică și mai tai o bucățică. Și la un moment dat ajung la os, dar pe ăla nu-l mănâncă nimeni și-l arunc. Ăsta e lucru în sine. Glume de intelectual de acum 200 de ani. Ok, mă întorc la McLuhan. Clar, lucrul în sine nu poate fi atins, aici cred că nu s-a înșelat, dar când vorbește de natură, nu va fi o unică și permanentă natură, ci mai degrabă această suprapunere în leere a naturilor în care ne aflăm. Și a doua, când zice că tehnologiile sunt extensiile simțurilor noastre, n-a făcut vreo mare revoluție. Că noi, hăt-hăt, în istoria omenirii am avut multe extensii, câinii, de exemplu. Câinii în continuare sunt o extensie a simțurilor pentru oamenii cu deficiențe de vedere sau nevăzători. Câinii stau pe lângă casa omului, de ce? Că anunță când vine ursul. Rolul lor nu este să fie drăguț să-i ținem în brațe, ci să ne semnalizeze, pentru că noi nu avem simțul ăsta de a simți ursul și așa mai departe.
Ce încerc să spun este că tehnologiile ne mai cer și alte lucruri. Nu stau doar acolo pe fundal și stau ca extensii. Ne cer uneori să fim hermeneuți. Și aici nu mai e Marshall McLuhan, aici este școala post-fenomenologică, neopragmatist american, Borgman, Don Eide și alții ale căror nume acum nu-mi vin în cap. Ce susțin oamenii ăștia? Susțin că pe lângă relația de background și relația asta de extensie a simțurilor, noi non-stop interpretăm tehnologia. Și dacă nu mă credeți, încercați să nu interpretați erorile pe care le primiți de la computerul vostru sau de la telefonul vostru și să insistați în eroare. Nu o să funcționeze. Ne cer să fim hermeneuți, nu așa cum ne-ar cere o literatură religioasă să fim hermeneuți sau, nu știu, poezia, cu toate că uneori, în funcție de cât de proaspăt și de nou e și de cât de complicat e programul, s-ar putea să ți se pară o poezie foarte ciudată, abstractă, pe care nu-i prinzi încă codul cultural. Cu tehnologiile avem această relație hermeneutică. Trebuie să înțelegem ce ne transmit. La fel cum când mergi cu Dacia și se aprinde beculețul roșu, tu trebuie să înțelegi că vei face pana prostului dacă nu cauți cât se poate de repede o... cum îi zice? O rafinărie? Nu. O benzinărie. Da. Eu crescut printre rafinării, nu mai palele văd. Iar a patra relație pe care o găsim tot așa și la Heidi și la Albert Borgman este... dacă vreți, o anumită relație de co-agency. În lumea în care trăim, e din ce în ce mai clar că mai sunt și alți agenți decât agenții umani. Că sunt niște algoritmi, că este mașina de la care extrageți banii când vă duceți la banca preferată, nu-i dăm numele, și așa mai departe. De fiecare dată interacționați și partea de acțiune, reacțiune se întâmplă între. Asta nu înseamnă că și mașina aia de dat bani este un subiect cunoscător sau că algoritmul ar fi un subiect cunoscător, nu. Dar împreună cu aceste artefacte, mai mult sau mai puțin conceptualizate, mai mult sau mai puțin abstracte, noi acționăm. Asta ar fi, dacă vreți, a patra relație pe care o avem cu tehnologia. E, McLuhan uită de astea ultimele două. Nu uită că atunci când artistul din mine vrea să lucreze cu OBS-ul, mai întâi citesc tot felul de mesaje care mi se transmit acolo. Am dat click și zice, nu se poate. Sau vezi că dacă faci asta se va întâmpla ailaltă. Sau ai grijă că nu o să te mai auzi acolo. Și așa mai departe. Deci eu lucrez și produsul nu este doar produsul meu și nu stă undeva în fundal programelul ăla cu tot internetul, ci eu interacționez direct cu programelul ăla și direct cu mecanismele internetului, routere, switch-uri, computerul meu și așa mai departe. Ce e foarte interesant la McLuhan, a avut intuiția asta că, într-un anume sens, noile tehnologii, pentru el noile tehnologii erau în primul rând televiziunea, oarecum poate și radio, tot ceea ce se transmitea electronic. El a observat și emergența computerelor în anii 70 și 80 și vorbește un pic și despre ele. Dar, dacă vreți, modelul central este al televiziunii care se transmite printr-o rețea electronică. Zice, odată ce avem aceste tehnologii ca extensii ale noastre, suntem eliberați din corpul nostru. Mă întorc chiar la visul parmenidian. Suntem ființa pură, ființa perfectă, care nu mai are condiționările astea biologice, ci e, dacă vreți, minte către minte, esență către esență. Acest internetul ăsta și cu computerul ăsta sunt extensiile noastre nervoase în lume. Ce nu s-a gândit totuși McLuhan este că și conversa e adevărată. Că și noi devenim extensiile acestor tehnologii într-o lume. Că nu poate fi doar unidirecționată relația. Și atunci, cred că cu ce rămân de la McLuhan e ideea asta unui monism total. Nu mai are sens să mai facem distinție între artefact artificial, om biologic sau ființă biologică. Nu mai are sens să mai facem distinția între mine, care sunt subiectul de la Descartes încoace, care el pentru că gândește este și asta îi dă confirmarea totală, pe când ATM-ul ăla, mașineria, e o prostie care nu gândește. Nu are sens să mai facem distinția asta. Dacă vreți, am putea vorbi despre un mediu cognitiv integrat în care trăim, holist, care acoperă tot, și unde până la urmă ceea ce se produce este emergent din interacțiunea noastră cu toate aceste apărățele, cu toate aceste lucruri pe care McLuhan le vedea întotdeauna doar în background. De ele, dacă vreți, sunt și în background, dar în același timp pui și mâna pe ele, faci cu ele. Claude Lévi-Strauss, un antropolog francez, care a trăit cât secolul, are o chestie foarte mișto. La un moment dat zice, ce naiba mai facem distinție artificial-natural? N-are niciun sens. Totul e cultură. Tot ceea ce, de fapt, produc oameni, că produc cu bețe, cu pietre, doar cu mintea lor sau folosind tehnologiile astea, e tot cultură. Ceea ce producem cu tot background-ul ăla, înseamnă să producem semnificație.
Bun. Mai adaug câteva chestii și putem să ne oprim și pentru întrebări și să mai facem un dialog. Avem ideea asta de practică de la Williams, de aia bun sociologii și antropologii, că ne aduc aminte că tot ceea ce facem e o practică umană. Și că prin asta ar trebui să privim spre tehnologie, nu să facem ca Megluon și să zicem, toate practicile sunt conservate, sunt prinse undeva. Că orice tehnomediu are nevoie de o practică umană. Altfel este neînsuflețit, este mort sau undeva încă conceptual, nu e actualizat. Toți avem producție comunicativă, observă Williams. Și asta este producția dominantă astăzi. Că dacă v-aș fi chemat să vă arăt cum lucrez eu cu strungul, cred că n-ar fi, cu toate că e ceva rar, s-ar putea să fi venit lumea. Dar lumea vine la ce? La producție comunicativă. Asta facem. Și vom face din ce în ce mai mult asta, rămânând ca lucrurile de producție materială, dacă vreți, să fie delegate către tot felul de alte entități. Iar practicile astea ale comunicării, care sunt foarte vechi, de dinainte de antichitate. Practicile, nu știu dacă ați reușit acum două săptămâni cu Cristi Iftode să vorbim despre asta, dar el la un moment dat observa tot Facebook-ul ca un fel de gașca anticilor care încearcă tehnicile sinelui în tot felul de direcții. Deci practica asta a comunicării nu s-a inventat odată cu mediul. Bârfimul pe Facebook? Păi uitați-vă în toată literatura antichității. Uitați-vă de la Aristofan la Platon, despre ce e? Îi bârfim pe ei la alții. Ăia lui Aristofan și cu sofiștii bârfesc pe Socrate cu prietenii săi și Socrate cu Alcibiade bârfesc pe toți ceilalți din cetate. Bârfa nu s-a inventat pe Facebook, oricât de mult și-ar fi dorit Zuckerberg. Sau faptul că jucăm Dezorda, Homo Ludens nu s-a născut în beciurile de la Nintendo. Nu-l căutați acolo. Nu are nicio treabă. Pur și simplu, în noul background pe care vine și îl dă Nintendo, Homo Ludens își găsește cum să-și facă practica, unde să-și o facă, cum să o mai schimbe și așa mai departe. Ce s-a întâmplat astăzi apropo de totalismul ăsta este că practicile care aveau vechile lor medii, de la scrisul de mână până la cântatul la vioară și așa mai departe, toate astea au putut fi dataficate, transformate în date. Practicile umane pot fi măsurate, analizate prin date. Și în momentul în care sunt dataficate, mediul în care vor circula aceste date devine mediul dominant. Asta a fost marele succes al internetului. Nu că ne-a oferit în anii 90 și 2000 niște site-uri unde ne documentam, ci că și noi am putut să devenim date și asta a devenit un petrol care ține toată această economie digitală. Dar mediul, oricât ar fi el de dominant, nu poate fi desprins de pânza socială, de pânza relațiilor sociale, de nevoile noastre și de relațiile de putere. El nu este autonom. Într-un anume sens, tot visul ăsta că te duci online și gata, ai scăpat de presiuni, de cei care te constrâng, de puterea politică, e o iluzie. Nu faci decât să te duci cu practicile tale într-un alt mediu care el este înscris în fix relațiile de putere în care ești și tu prins. Cineva ar spune, da, dar atunci când mergi într-o bibliotecă veche și, sau într-un muzeu, da, ok, elementele alea, entitățile sunt poate din alte medii. Practica de a merge la bibliotecă e foarte veche. Dar în tot sistemul de putere care e acolo, ești tot un cititor, o cititoare. Ești prins într-un mecanism mai mare. Bine, dacă ai biblioteca ta personală, să zicem că ai scăpat, dar și acolo, nu așa, vrei să-ți indexezi biblioteca din când în când, că e un haos, nu mai știi unde ai pus cărțile. E, simplu fapt de a căuta un sistem de clasificare este un mod de a spune, tu bibliotecă nu ești autonomă, voi cărților sunteți prinse într-o relație mult mai mare. Bun. Aș vrea să vă mai lansez o provocare, să nu fim doar sociologi marxiști, să nu fim doar determiniști tehnologici, să fim și, nu știu cum să zic pe asta, erotici. Ce vreau să zic cu asta? Mă întorc la Platon, banchetul. Socrate are 52-53 de ani, se vede cu băieții și toți lansează câte un discurs despre ce este erosul. Socrate le spune, bă, cred că sunteți proști. Bine, până acolo mai e unul care, Aristofan, dușmanul lui, care vine și lansează mitul androginului. Ăla nu e de la Socrate. Și e foarte interesant că Platon îl pune pe Aristofan să lanseze mitul androginului. Și aia vine Socrate, zice, domnule, nu știu ce, erosul, că am o bună prietenă, Diotima o cheamă, wow. Wow, în poate cel mai important dialog, cel mai important personaj e o femeie. Cine s-ar fi așteptat de la Grecia să facă chestia asta? E, și Diotima ce explică lui Socrate? Îi spune, erosul e un daimon, nici om, nici zeu. E ceva intermediar, are o funcție de intermediere. El nu e o relație, el este o aspirație. E ceva mijlociu, un punct de trecere, etc.
Și până la urmă, despre ce vorbește Diotima? Nu-i vorbește despre Eros ca dragostea personală a lui Socrate, ci vorbește despre această aspirație continuă, despre această artă a dragostei, ta erotica. Și până la urmă a chestiona, a pune întrebări și a face arta dragostei, are cam aceea sursă în limba greacă. Mediile, dacă le înțelegem în sensul ăsta erotic, ele sunt aspirații. Aspirații spre care tindem, asimptotic. Erosul e ca filozoful la Platon. De ce? Pentru că filozoful e între prostie și înțelepciune. Că dacă ar fi înțelept, n-ar mai fi filozof. Ar ieși dincolo, n-ar mai sta tot timpul pe interval, n-ar mai migra tot timpul pe interval. Dimensiunea asta a năzuinței, a dorinței, cred că e ceea ce, într-un anumit sens, e o proprietate esențială a oricărui mediu, nu neapărat a ameliorării, cât a faptului că poate veni cu noi dorințe. Dar totuși împlinirea dorinței nu se mai întâmplă în mediul ăla, pentru că s-a epuizat procesul. Ideea asta de proces e tot de la Williams. Mediile trebuie văzute în sensul proceselor practicilor noastre și mai puțin în sensul fundamentului tehnologic, suportului tehnologic și așa mai departe. Și gândiți-vă, odată ce ați epuizat năzuința, dorința, de s-a împlinit, nu mai sunteți ca Erosul între urât și frumos, între prost și deștept, ci sunteți deja ca înțeleptul care a depășit chestia asta. Nu mai citești când ești luminat de cunoaștere, nu? Bine, sunt mulți care se consideră luminați de cunoaștere, dar să zicem, chiar ești luminat de cunoaștere. Nu vei mai avea nevoie să mai citești. Cunoașterea azi va veni de oriunde, într-un anume sens, între ghilimele, știu cum mă contrazic, nemediată într-un mediu. Nu mai pictezi când ai văzut deja forma, când ai ajuns la esențializarea a formei. Nu avem exemplu, Brâncuș e un astfel de exemplu, care caută esențializarea formei până în momentul în care nu mai are ce să mai lucreze. Pentru că forma totală este abstractul însuși și atunci pe ăla nu mai ai cum să-l reprezinți într-o formă sau alta. Și nu mai postezi pe Instagram că n-ai atins frumusețea eternă. De ce mai ai nevoie să o mai prezinți, să te mai confirme cineva? Pentru că tu ai deja toată frumusețea. Și tot așa. Bun. Ce am mai putea spune? Și asta ne spune antropologia digitală. Nu am inventat noi medierea. Am fost dintotdeauna mediați. Aș face înainte de asta o scurtă, dacă sunt întrebări sau aveți nevoie de clarificări. Vreau să întreb apropo de interpretarea erosului, nu pot să-i spui erotică în cazul ăsta. Așa. Ideea că ea cumva e, adică înțeleg ce, cum spui, dar încerc să înțeleg în primul rând ce vreau să întreb. La cum ai prezentat, pare că e o lipsă care e motorul chestiune. Adică e o aspirație, dar fără îndoială, dacă ești, nu știi nici cât de prost ești, nu? Nici cât de, dacă ai ajuns înțelept în cazul ăsta. Și starea asta, mă rog, îți dă să spun, un tip de căutare. Dar e o lipsă acolo, în cazul ăsta. Da, păi nu, de ce vine internetul? Vine pentru că era o lipsă de comunicare bidirecțională, de la egal la egal. Și vine web-ul cu promisiunea asta. Da, pare oarecum ciudat că e propter ho, adică vine după, știi, explicația. Ideea e că nu știu dacă e un scop în sine în cazul ăsta. Adică dacă cineva zice, băi, ne lipsește internetul, hai să facem internet. Nu. Deci să nu fim teleologici, adică da, să nu credem că da, să zic istoria că mediilor culminează întotdeauna cu mediul total dominant. Nu, dar în ce sens zic că este o lipsă? Ceea ce nu reușește să te satisfacă dintr-un motiv sau altul la mașina de scris, încerci să găsești la o mașină de scris electronică. Ce nu reușește nici mașina electronică care ține mai 3-4 rânduri, încerci să cauți undeva într-un computer care poate să memoreze mai mult. Ceea ce ți se pare că nu ți oferă un office, orice tip de office, s-ar putea să ți ofere LaTeX-ul. Dar de fiecare dată când mai faci un upgrade, crezi tu că ai mai făcut un upgrade, mai rămâne ceva. Împlinirea nu are loc până la capăt. Tot mai e o lipsă. Și atunci mai cauți încă un mediu și mai total, și mai care ne poate conține și mai mult pe noi, cu mințile noastre, cu corpurile noastre. Ce e realitatea virtuală? Păi realitatea virtuală vrea să vă dea în teleprezență nu doar mintea, ci dacă se poate și o anumită corporealitate, o anumită realizare a corpului într-un mod nou. Dar asta ne va face, nu știu, mai sensibili, mai umani. Poate o să ne dăm seama, nu, avem nevoie de o realitate virtuală în care trebuie chiar să te doară. Sau trebuie cu adevărat nu doar să te sperii, ci să vezi cum îți curge sângele.
și vom dubla mediul sau vom crește sau vom genera unul nou. În sensul ăsta recunosc că nu am gândit foarte mult partea cu Erosul, dar mi s-a părut incredibil cum acum 2500 de ani unii vorbeau despre a media, despre a duce dintr-o parte într-alta, dar nu reuși să te înscăunezi, să rămâi pe loc acolo, să împlinești până la capăt. Nu e în sensul ăsta că am intenția de a căuta mediul și că ăsta este scopul, ci exact cum zicea, anumită lipsă, nemulțumire care te îndreaptă către ceva care pare că ți-a ameliorat, nu a remediat nemulțumirea. Și cu cât te afunzi mai mult, cu atât zici, parcă mai lipsește ceva sau parcă am dat pe din afară și iar nu e bine. Și vei căuta un alt ceva și mai bun. Asta li s-a întâmplat oamenilor după Facebook. Mamă, Facebook îți dă, puteai vorbi cu oricine, în toate felurile, să pui și poze, să pui și așa. Dar la un punct încolo, mai ales oamenii mai tineri, nu mai stau pe Facebook. Au migrat pe Instagram. De ce? Pentru că pe Instagram nu e atât de multă bătaie de cap. Nu e atât de mult să te pună tot timpul să te gândești. Să stai, să răspunzi, să comunici, să. Unii ar putea să o vadă ca pe un downgrade. Adică, băi, ați renunțat la restul mediilor și ați rămas doar la imagine? S-ar putea să nu fie asta, s-ar putea să fie tocmai insatisfacția Facebook-ului. Se pare că totuși mai era ceva acolo și poate ce mai era acolo care nu e atins de Facebook. Să ne esențializăm, să ne concentrăm pe o singură formă. Și atunci s-a migrat pe Instagram. Bun, teoriile oricum, atunci când vorbești despre medii sau când faci apel și la o anumită istorie, ele sunt limitate, sunt niște microteorii destul de locale. Nu seamănă cu vreo teorie fizică. De aia cineva ar putea spune, doamne, dar nu e nicio aspirație, pentru mine e o chestie de funcționalitate un mediu. Mă duc, fac, plec și cam asta este. E, da, dar asta este experiența tuturor subiecților într-un anume mediu. Mă gândesc la calculatorul ăla de mână. Da, folosesc că numai oamenii care fac contabilitate. Pentru unii e pentru contabilitate. Pentru alții poate să fie pentru ceva artistic. Pentru alții poate să fie folosit la hacking. Și așa mai departe. Deci s-ar putea pe anumite medii unii să simtă prea multul, alții prea puținul, dar pare totuși că este o neîmplinire, o insatisfacție până la urmă. Nu știu dacă am reușit să te conving. Da, nu, e ok. Vreau să... Dacă mai sunt, să lăsăm să vedem dacă sunt, dacă aveți întrebări. Acum întrebări sau mai rezistați un pic și după aceea le puteți vărsa pe toate. Cum vreți. Mai rezistăm un pic? Bine, o să încerc și eu să mă mișc, că se lasă și frigul. Mediul nu ține cu noi. Bun. Acum, dacă vreți, mă întorc la ideea asta antropologilor. Lumea a fost întotdeauna mediată. Cultura digitală e și a tot o cultură materială. Are nevoie de implementările alea în lumea atomilor, altfel nu se poate. Dar ce e interesant cu digitalul este că el vine cu dialectica specifică culturii față de alte tehnologii. Nu e nici despre omogenizare, nici despre tribalizare. E despre ambele sau despre niciuna. Acel 0 și 1, prin faptul că se poate reduce la două elemente tot ceea ce se întâmplă, și propriu-zis, de fapt, la un element de o singură natură, numerică, cu două valori, asta a dus la o proliferare incredibilă a tuturor celorlalte medii în mediul ăsta totalizant. Pentru că orice, dacă poate fi exprimat prin 0 și 1, orice, dacă este computabil, poate intra aici, prin intermediul computerului și după care în rețea. E, ideea asta de a reuși să reduci cât mai mult ca să proliferezi cât mai mult, deci reduci la cât mai puțin ca să poți prolifera cât mai mult, asta e începutul comodificării și abstractizării pentru antropologi. Ce ni se întâmplă nouă astăzi? O comodificare, o transformare în marfă, pentru că absolut toate acțiunile noastre online și o mare parte din ale offline pot fi reduse la 0 și 1. Pot fi multiplicate, pot fi angajate în diverse alte planuri, pot fi combinate, pot fi șterse, rescrise și așa mai departe. Avem moduri de a decomodifica. Pirateria e un astfel de mod de decomodificare, dar e o discuție întreagă, că și pirateria are loc pe o piață informală. Bun. Piața nu știm cât de problematică e în sine față de relațiile de proprietate, care par a fi mai problematice. Mai interesantă, cred că e decomodificarea celor care refuză să-și performeze identitatea online.
Aia spun de la început, nu vreau să intru în jocul ăsta. Permisiunile, înlesnirile diverselor medii, affordances, cum zic englezii, nu țin doar de tehnologie, ci și de contextul în care sunt folosite și de felul în care ele sunt însuflețite. Orice interacțiune a fost dintotdeauna mediată, chiar și cea față în față. Aici nu ne mediază doar microfoanele și nu, tot ceea ce este, felul în care stăm, felul în care privim măștile astea și ne vedem doar jumătate de față și așa mai departe. Asta e, dacă vreți, contribuția antropologiei digitale. Să conștientizăm că nu există nimic neîncadrat, nemediat, că nu există lucrul ăla în sine. Bine, în sens filozofic am putea spune. Mai puțin osul. Mai puțin osul ăla care se aruncă, că na. Bun. Și acum ziceam să nu fim teleologici. Nimic nu a fost așteptat. Nu a fost vreo... Toate profețiile care s-au făcut pentru că ăsta e un business bun al profeției. Tot ceea ce s-a întâmplat în istoria mediilor nu s-a întâmplat cu scopul de a culmina într-un mediu total cum au fost poate cartea la un moment dat, tiparul și internetul astăzi. Sunt contingente toate aceste lucruri. Cum spuneam, dacă poate contextul politic n-ar fi fost cel favorabil în anii 90, nu am fi avut un internet popular astăzi. Dacă n-ar fi fost la conducerea Statelor Unite niște democrați, ci poate niște republicani mai reacționari, mai conservatori, poate că am fi avut, nu știu, în continuare biblioteca americană aici pe stradă și ar fi avut 100.000 de volume sau 200.000. Nu poți să știi asta, nu poți să știi din momentul genezei mediului, nu poți să știi nici măcar în momentul în care migrează foarte mulți în mediul ăla. Deci să nu credem că istoria mediilor este o istorie cu o finalitate, cu un scop, că vrea să ajungă undeva și vrea să satisfacă ceva. Nu, are scop. Și de-aia am și dat la început exemplu cu genele și cu fonemele. Nici viața și nici limbile n-au un scop. Pur și simplu ne locuiesc pe noi, se pot multiplica, se înmulțesc, se reproduc și așa mai departe. Un exemplu poate foarte tare împotriva teleologiei ar fi ăsta. Nimeni, dar nimeni nu a profețit computerul ca pe un mediu al vieții. Toată lumea a zis un fel de matematică aplicată, avem nevoie industrială să rezolvăm foarte multe chestii, dar nimeni nu l-a gândit ca pe un mediu al, nu știu, interacțiunii sociale sau pe un mediu în care transmiți inclusiv datele medicale. Acum aproape că nu există spital fără computere, aproape că nu există investigație pe care să o faci fără computer. Nu pentru asta a fost inițiat computer. Bun, că el de fapt pleacă ca un exemplu, dacă vreți, de abstractizare matematică, că primul computerul pe care îl avem astăzi, mașina Turing într-un anume sens, ea a fost conceptuală în anii 50. Nu s-a apucat Alan Turing să bată cuie, să tragă fire, să vorbească cu băieții, să aducă niște lămpi să facă un computer. Nu, el n-a implementat niciodată un computer. Dar e surprinzător, apropo de ideea asta a predestinării, de ce nimeni nu a venit până în anii 80, chiar până în anii 90, nu-l avem pe Bill Gates care spun cât au nevoie. Păi, cum se zicea, 32 de kilo o să fie, sau nu știu, 32 de mega o să fie suficient toată viața pentru cineva. Fals. S-a înșelat. Sunt o natură computerele cu rețelele în care sunt prinse, dar apariția lor e contingentă. Nu e semnul unei evoluții istorice, deliberate. Și aici putem... Dacă vreți, și o să vorbim un pic despre paranteza Gutenberg, dar de ce lupt împotriva teleologiei? Să nu credem că noile medii, în sensul ăsta de remedii, sunt și revoluționare. Nu e nimic revoluționar în a folosi pixeli sau artă vectorială versus pânze și pensuri. Nu e absolut, va uneori chiar mai revoluționară arta picturii astăzi. Gândiți-vă la Gili Mocanu, gândiți-vă la Roman Tolici, ca să dau două exemple apropiate nouă. Te uiți acolo nu ca la fotografie. La Tolici, chiar dacă pare, deci asta e realism, nu te uiți ca la fotografie. Scopul nu este să-ți prezinte vreo, așa cum la Gili Mocanu, nu te uiți ca în manualul de geometrie. Pentru că el ce face? El preia niște forme pe care le, ca și Tolici, ca orice pictor inteligent astăzi, pe care la un moment dat le păstrează în sensul în care noi suntem obișnuiți să le folosim. Dar ele încarcă noi anumite semnificații, reușesc o schemă de a ne păcăli, de a ne imersa, ca și cum ar fi ceva fotografic sau ceva geometric, și de fapt să te elibereze tocmai de obsesia asta a unui realism, a unei lumi figurative și așa mai departe. Mediile apar, sunt depășite, sunt înlocuite, sunt dedublate, sunt ocultate, uitate, mor,
Uneori apar în moduri neașteptate, gândiți-vă la întoarcerea discului, vinilului. Cine îl mai aștepta în anii 2000? Acum se întoarce caseta. Cine se aștepta în 2000 când toată lumea era pe CD și trăgea de pe Napster muzică, că se va întoarce caseta? De ce? Pentru că toate lucrurile astea pot fi refăcute, pe de o parte, tehnologic. E simplu, e mult mai ieftin acum să faci un casetofon. Și s-ar putea întregul context al relațiilor noastre să se schimbe de asemenea natură, încât nu trebuie să fii nostalgic să folosești caseta. Poți să folosești caseta cumva ca să faci un statement. Și putem să ne gândim la oameni tineri care nu au folosit caseta când aveau 12 ani, 13 ani, 14 ani. Și dacă le arăt un creion, nu știu ce să facă cu el în relație cu caseta. Cu toate astea, pentru ei mediul ăla să fie un anume mediu de ameliorare. De ce? Caseta totuși te ține într-un container limitat. Asculți albumul cap-coadă, te poți concentra. Nu ești pe 1000 de chestii pe YouTube și pe Spotify și nu mai înțelegi. Bun, un alt motiv pentru care sunt împotriva teleologiei este că am trăit de partea corectă, cred eu, ruptura între literați și internați, ca să zic așa, sau între intelectual și internetual. Asta e o discuție care a fost și în cultura noastră. Toată lumea, o mare parte s-au dat cu capul de pereți, au plâns că moare cultura, că suntem ultimii oameni, că dacă nu mai citim, nu vom mai fi și așa mai departe. Ce li s-a întâmplat acestor oameni? Ei au fost captivi unei gândiri teleologice și au crezut că mediul final, total al cunoașterii, este cartea. Cartea tipărită. Bun, albumul de artă, revista și așa mai departe. Cursul universitar, etică. Ei credeau în unica predeterminare a acelui mediu. Și au crezut că e o devianță internetul ăsta. O devianță în stilul în care MTV-ul ar fi fost o devianță. Ei s-au înșelat. De fapt, devianții au fost ei. Devianții suntem noi, cei care încă suntem în cultura cărții. Și asta e o ipoteză pe care o lansează niște cercetători din Danemarca, dar cel mai vocal e un tip, Thomas Petit îl cheamă. Îl puteți găsi dacă căutați online, conferința de la MIT. Și el zice, ce s-a întâmplat între 1450 și 2000, adică vreo 500 de ani, e o paranteză, pe care s-o numim paranteza Gutenberg. Aia a fost marea deviație, pentru că până atunci și după paranteza Gutenberg, de fapt totul seamănă cu fluxul oralității. Ce e cu paranteza asta? Și dă exemple, cartea tipărită, orice înregistrare, vinilul, caseta, de exemplu, toate astea sunt niște containere finite, care țin conținuturile. Dar internetul a venit cu decontainerizarea, cu ieșirea din aceste forme care constrâng și reîntoarcerea într-un flux care e asemănător fluxului culturii orale. Odată cu cartea am deviat de la istoria asta preponderent orală de flux a cunoașterii, a artei și așa mai departe. Astăzi, marea majoritate a mediilor depășesc acest format al containerului. Muzica este în flux, filmul, uitați Netflix, ca să dau un exemplu, sau Amazon Prime sau ce vreți, este în flux, cărțile, slavă Domnului prietenilor noștri din Rusia, sunt în flux, ele au rămas niște containere, dar poți cumva să ai acces la toate în același timp, să faci mega containerul. Internetul e poarta prin care noi am ieșit din paranteza Gutenberg, care am făcut o spărtură în paranteza care închide cultura cărții. Într-un anume sens, formele vechi ale acelor medii s-au dizolvat, ca să fie recuprinse într-o formă nouă. Adică în fluxul ăsta firesc al compilării, al preluării, modificării, există totuși o implicație de ordin psihosocial-politic aici. Percepem lumea cu mai puține categorii. O lume a categoriilor, clasificărilor, structurilor este totuși o lume în care gândim numeric și folosim astfel de containere, cum ar fi cărțile. Vom fi mai puțin panicați, zice Petit, mai indiferenți la distinții. Și asta se și întâmplă, el zicea în 2010 chestia asta. Uitați-vă la cum are loc o conversație pe Facebook. Nu mai seamănă deloc cu structura conversațională sau retorică pe care o învățai la 1600 sau la 1700, da, la începuturile renașterii. La fel, ideea de a considera cartea ca pe o revoluție, cred că e greșit. Apariția cărții este rezultatul unei afaceri sau unei dorințe de afaceri. Unii aveau nevoie de Biblie și a venit Gutenberg și a zis, le fac eu. Era pur și simplu o chestie de, nu neapărat comercială, dacă vreți, dar nu era legată de niște nevoi, să zicem, intelectuale înalte ale momentului. Cel care face cu adevărat revoluția tiparului este Martin Luther, pentru că el folosește acest mediu pentru o campanie media. Ce face el? Alea 95 de teze, știți cum sunt? Sunt ca tweet-urile, scurte.
maxim, nu știu, 130 de caractere, 150. Nu mai mult. L-a luat, l-a tipărit pe niște foi ieftine și a început să le lipească pe biserici. Nu asta e revoluționar, nu neapărat faptul că a fost pe Twitter înaintea lui Trump, într-un anume sens, ci faptul că el a multiplicat ieftin toate chestiile alea și, ceea ce e cel mai important, a folosit mediul dominant pentru nemții de atunci, respectiv germana vernaculară, a scos de sub tutela limbii latine cartea sfântă și toate problemele legate de cum înțeleg eu cartea sfântă. Martin Luther este cel care dă vector și dă o forță incredibilă cărții și culturii cărții. Și după care, surpriză, Biserica Catolică își începe și a contrareforma și ce credeți că va folosi? Dansuri? Nu. No. Tot cartea. Dacă n-ar fi fost unul ca Martin Luther, probabil cartea ar fi intrat, ar fi dezvoltat într-o anumită măsură, dar ar fi rămas o chestie de elită. Odată ce apare Biblia lui, care este în, nu mai știu cum se numea, germana medie, cred, cum se vorbea pe la 1430-1600, dacă n-ar fi făcut el această mișcare și dacă n-ar fi sintetizat într-o anumită măsură tezele lui, în loc să scrie ca medievali tratate întregi, el a făcut tweet-uri. E, astea au revoluționat, de fapt, mediul tipărit. Nu mediul tipărit a creat cealaltă revoluție. Și așa ajung la concluzia că orice mediu este, într-un anumit sens, copilul timpului său. Și dacă e copilul timpului său, trebuie să înțelegem istoricitatea. Și chiar dacă apar forme din vechile medii, noile medii, asta nu înseamnă că ele reapar întru totul. Bun. Putem să mai vorbim despre monopol, despre astea niște idei de la Harold Innis, asta nu e deloc cunoscut în România, nu știu de ce, cu toate că i-a fost un fel de mentor sau, dacă vreți, egalul lui Marshall McLuhan în studii culturale în anii 60-70 în Canada, Statele Unite, e bine, nimeni nu-l studiază. El are o carte foarte mișto, Empire and Communications, sunt mai multe, dar asta m-a interesat pe mine acum, și el își dă seama că, de fapt, odată cu astfel de medii, dacă ele pot fi monopolizate de o putere, și el când zice mediu, se uită foarte mult la materialitate, la papirus, la hârtie, la undele, că și astea sunt materiale, nu le vedem, nu punem mâna, dar sunt fizice undele. Zice, cine reușește să monopolizeze asta, își va construi un imperiu. Și el se plimbă de la Imperiul Egiptean și ajunge până la Imperiul Habsburgic, care se bazează pe carte, și cumva vede acest pattern continuu. Emerge un anume mediu, pune monopolul pe el. Și asta îți va împinge ție schemele comunicării. Și mai are o observație foarte mișto, zice, o guvernare eficace a unei mari suprafețe depinde într-o foarte mare măsură de eficiența comunicării. Păi de ce credeți că guvernează mai bine Amazon, Google, Facebook, Microsoft decât statele ca atare? Pentru că astea chiar au puterea comunicării bidirecționate și pot afla mai multe despre anumite populații într-un timp mai scurt decât statele. Statelor le va fi mai greu, mai ales când e vorba de state mari, să-și guverneze populația într-o zonă geografică decât este într-o zonă non-geografică să fie guvernate de către aceste platforme. Ce ar trebui să mai reținem de la Innis este că întotdeauna ne scapă printre degete când evaluăm semnificația mediului esențial dominant în care trăim. Suntem într-un anume sens captiv lui, nu suntem predeterminați, dar tot ceea ce vom vedea va trebui să vedem un pic prin ochelarii acelui mediu. Și zice, evaluarea se face în relație chiar cu mediul în care te afli și de-aia ea este impregnată de mediul în care te afli. Și de aici el extrage două lucruri. Zice, unu, că avem această incapacitate de a ne da seama ce se întâmplă cu noi. Și marea majoritate astăzi nu ne dăm seama ce se întâmplă cu noi. Probabil o să se prindă unii peste 30-40 de ani ce a fost cu această trecere digitală, tranziția asta de 20 de ani, care s-a încheiat în 65% din populațiile lumii. Dar mai spune ceva, că vom fi incapabili să traducem intercivilizațional. Cu alte cuvinte, nici noi nu îl înțelegem pe Socrate, care refuza să învețe să citească. Într-un final a făcut asta, dar pe la 20 de ani, 30 de ani, că îl râdeau prietenii. Socrate a făcut parte din ultima generație de neștiutori de carte. Și el a fost forțat să învețe cumva să citească și să se înscrie, pentru că avea prieteni tineri care deja fuseseră la școală. Și era rușine omului. Deci, într-un anume sens, ar putea să ne fie, poate nu nouă, dar celor care chiar nu vor mai folosi cartea, o să fie foarte greu să înțeleagă, nu știu, intelectual de secolul 18 sau 19. Și ce făceau ei acolo și de ce aveau nevoie de cărțile alea. Așa cum lui Socrates ar putea să-i fie destul de greu să înțeleagă de ce mai folosim cărți și
mai puțin greu o să-i fie să înțeleagă ce facem noi online, certurile noastre pe Facebook. Alea s-ar putea să zic, a, seamănă un pic cu lumea în care mă aflam, lumea oralității. Faptul că e incapacitatea asta a traducerii radicale între civilizații, s-ar putea să ne lovească chiar în momentul ăsta și să-i atingă pe cei care nu au migrat digital. Dar, până la urmă, cu ce rămânem de la Inis, e asta că digitalul în rețea, reticular, cum îi zic, nu-i putem ghici semnificația fiind în lăuntru lui, fiind în interiorul lui. Dar s-ar putea nici alții să nu ghicească semnificația, pentru că vor fi dintr-o altă civilizație la un anume moment dat. Și acum chiar mă voi apropia de final. Banii, vă plac banii? Da, normal. Ăsta e mediul pe care nu-l avem. Adică l-avem și nu-l avem în același timp. Tot antropologii, și aici mă refer la Kit Hart, un antropolog încă activ, foarte mișto, foarte mișto. Ei și-au dat seama, primii, că banii au fost întotdeauna virtuali. Că, de fapt, nu a contat materialitatea, suportul pe care se află banii. Că e hârtie, că e plastic, că e cupru, că e bronz, că e aur și așa mai departe. Ei, de fapt, banii extind posibilitatea abstractizării, iar ceea ce face digitalul astăzi este să reia această reducție cât se poate, pe care banii o fac, ca să proliferezi cât mai mult. Într-un anume sens, banii sunt prima variantă de digital pe care am avut-o. Bine, banii nu sunt doar binari, 0 sau 1, cu toate că în viață e cam binar, îi ai sau nu ai. Dar ce trebuie să reținem e ideea asta, că dacă reușești să abstractizezi foarte mult, vei putea să multiplici în tot felul de direcții. Digitalul ne arată ce sunt banii, informație care curge, care nu mai e în container, care e deconținută și al cărui rol este să semnalizeze și să poarte tranzitiv memoria unor valori. Și ce vedem? Vedem că banii, cu cât i-am digitalizat așa cum ar fi trebuit de la început, mai mult, cu atât ei proliferează, toate criptomonedele astea. Asta e prima observație. Și cu cât au rămas un mediu tranzacțional favorit, cu atât sunt mai nedetectabili în textura vieții noastre. Bun. Și ca să închei, am redescoperit plăcerea de a face GIF-uri, plăcere pe care am descoperit-o prima dată în urmă cu 20 de ani, când aproape nimeni nu făcea GIF-uri, numai ciudații care stăteam pe internet, cyberculturiștii. Bineînțeles, nu vreți să vedeți GIF-urile de acum 20 de ani, erau oribile. Dar faptul că se întoarce cu atâta putere acest mediu, că nu e doar un format, e un mediu într-un mediu, într-un mediu, într-un mediu, că asta ne spune și McLuhan, conținuturile unor medii sunt alte medii. S-ar putea să fie, ăsta să fie argumentul pentru care niciodată nu ai satisfacția mediului. Pentru că tu n-ai cum să-l cuprinzi, să-l termin de tot, întotdeauna se mai poate fractura în conținuturile precedente. Gândiți-vă, online, ce avem? Avem și imagine, avem și text scris de mână, text scris la mașina de scris sau la computer, avem imagine mișcată, avem sunet, le avem pe toate aici, iar toate aceste conținuturi la rândul lor sunt alte medii. GIF-ul mi se pare o poveste foarte interesantă pentru că el semnalizează ceva despre cum tehnologiile cumva intră de două ori în viața noastră și ca să-l parafrazez pe unul care îl parafrazează pe Hegel, prima dată ca tragedie, a doua oară ca farsă. De ce era a fost GIF-ul prima dată ca tragedie? Păi cui să-l arăți? Că se uitau 2, 3, 4, 5 și până se încărca nebunei și până reușeai să-l faci. Și acum e o farsă, nu aproape... E de neconceput să nu faci și tu un GIF, să nu primești un GIF, să nu dai un GIF, să nu răspunzi cu un GIF și așa mai departe. Dar cam asta s-a întâmplat în istoria mediilor. Scrisul. Avem istoric linearul B. Linearul B a dispărut pentru 700 de ani și după aia grecii au importat de la fenicieni o parte din litere, l-au modificat și l-au folosit. Cum naiba au rezistat 700 de ani fără scris? De ce l-au avut odată și de ce l-au abandonat? Și răspunsul e simplu. Ceea ce numim azi linearul B nu era folosit să scrie oamenii scrisori, nu era folosit să scrie literatură, era folosit de negustori și mai ales de cei care aveau nevoie să țină o statistică, regele. În momentul în care pică cetățile alea, regele avea monopolul, era încă cultura scribală, unde avea monopolul? Asupra scribilor. E cucerită și distrusă cetatea, monopolul nu-l interesează pe noua civilizație care vine, dispare scrisul. El reapare de-abia în momentul în care trebuie să transcriem și noi pe un Homer, pe un Hesiod și așa mai departe. Un alt exemplu interesant este Memex-ul. Vannevar Bush, care a condus cum ar veni inteligențul sau contra-inteligențul american în al doilea război mondial, omul ăsta după al doilea război mondial inventează un fel de hipertext internet,
dar cu elemente container tip bibliotecă. Și se gândește cum ar putea fi puse astea împreună, să le acceseze mai mulți oameni, să circule. Ei, Memex-ul este un model al WWW-ului și al hipertextului și e din 1947 sau 48. De-abia în 1991 lansăm WWW-ul și el își capătă o anumită putere de-abia în jur de 2010, când începe să fie colonizat de peste tot de marile companii de IT. Am mai strâns câteva exemple de genul ăsta. Cum v-am spus, luați-le cu un gran o salis pentru că niște teorii locale. Cartea apare la 1450, Gutenberg, și mai apare încă o dată la 1995-2000 cu e-book-ul. Un e-book încearcă să fie tot o carte. Nu încearcă să fie un YouTube, nu încearcă să fie o platformă. Inteligența artificială apare din anii 50-60, în anii final de 70-80 e o iarnă inteligența artificială, nu mai există finanțare, se cercetează puțin, și are loc o explozie după anii 90 și o vedem acum iar în acțiune. VR-ul, realitatea virtuală. Păi în 80 și 90 s-a scris tomuri întregi, o carte chiar apărută în 91 la Oxford University Press, metafizica realității virtuale, vine. Ea se împlinește de-abia în urmă cu 2-3 ani și nici acum cu adevărat. Și așa mai departe, un exemplu ar fi și Minitelul, despre care vorbeam în cultura franceză. Păi putem să... Da, ideea că dacă tot am avut discuția asta, cred că cea mai bună exemplificare este expoziția imaterialele, Les Immaterio, la care curator a fost Lyotard. S-a întâmplat în 1985 în Paris. Ideea e, adică povestea interesantă că Centrul Pompidou și-a dorit să facă o expoziție despre noile materiale industriale de atunci, polimerii, în fine, ce și noile descoperiri. Și au fost mai multe titluri care încercau să... Da, dar trebuia să arăt mai întâi... Da, o să deschidem schița. Așa, da. Ele au avut mai multe titluri și prin asta poți să-ți dai seama cam ce încercau să caută. Se numeau Creație și noi materiale, Materie și creație, Materii noi și creație și ultima, înainte să vină Lyotard, Materia în toate, în toate stările sale. Ideea că în 84 este cooptat Lyotard și el își dă seama atunci că ar putea cumva să facă, să pună în practică pe undeva anumite teze pe care le dezvoltase, de fapt tezele pe care le dezvoltase în condiția postmodernă. Ideea era că și-a dat seama că noile tipuri de materiale spun ceva despre modernitate. Ideea, adică chestia de la care pleacă e faptul că în postmodernitate, de asta și numită așa, este un este limita, ca să spunem, dinspre care se poate vedea modernitate, că până la urmă trebuie să depășești, nu? E aceeași problemă pe care Hegel o vede la Kant, că foarte amuzantă, că el face distinția între fenomen și lucru în sine, dar ca să vezi fenomenul trebuie să fii de partea lucrului în sine. Corect. Cam așa e, că dinăuntru nu știi unde ești. Și cam așa e și povestea asta. Pe undeva spune că noi putem să vorbim despre modernitate tocmai fiindcă condițiile împlinirii ei sunt acum în postmodernitate. Și sunt două trăsături cumva mari, una modernității. Și anume subiectul de cartezian despre care vorbeai, cel care se așează la temelia cunoașterii, nu? Și ce își dorește el asta să cunoască și bineînțeles să, prin cunoaștere să poartă un, adică să domine cumva lumea naturală în care trăiește și lumea culturală, sigur, că sunt și tehnici ale puterii care sunt dezvoltate odată cu asta. Și el dă un exemplu ca să înțelegem de la Descartes, și anume că Descartes, când vorbește de instituirea unei noi metode de cunoaștere, face analogie cu construcția unui oraș. Dacă vechile, adică de planificare unui oraș, că de asta a și legat cumva conceptul că e planificare, vine cumva și ca un concept expozițional. Planificarea orașului e altceva când faci, spune el, un oraș de la zero,
nu? Și poți să trasezi toate liniile și poți să vezi foarte clar care e țesutul social al orașului și altceva în care Descartes era nemulțumit cumva de ce se întâmpla în orașele din vremea respectivă, care erau foarte organice și erau dezvoltate, bineînțeles, în funcție de, de nevoile efective ale comunității, nu de o minte care structura. Bun, și el vede că tipul ăsta de logică autarhică a subiectului și tipul ăsta de construcție a unei lumi care este dominată ajunge în postmodernism să fie considerat un mit. Adică ajunge în perioada respectivă să fie considerat un mit, să ne înțelegem cumva propria istoricitate. Și chemat la să fie și el curator al expoziției, interesant că pentru a găsi cumva niște linii și expoziționale, fiindcă tot spațiul respectiv e vorba de etajul 5, Marea Galerie al centrului Pompidou, nu știu cât are, 2700 de metri. Acum sunt cafenele acolo, e foarte frumos, arta mai rămâne jumătate în spațiu. Am înțeles, pe atunci trebuia cumva să gândească toată multitudinea asta de materiale, cum anume să le împartă și până la urmă ce vrea să arate cu ele, că asta era problema, adică avea o groază de lucruri care se întâmplau acolo. Și atunci, mă rog, face ca orice filozof, își folosește idiosincraziile, bineînțeles, curiozitățile și gimnastica etimologică, cunoscută de la Platon. Și se joacă cu rădăcina cuvântului mat, de la materio, care în egală măsură a măsura și a construi. Și spune el că asta arată cumva toată povestea asta a modernității, fiindcă ai o lume pasivă și un subiect activ care construiește. Și tu intervii și tu... e diagrama, da. Și ideea că se folosește de rădăcina cuvântului mat și o să vedem, sunt acolo făcute, și se folosește și de un, să-i spunem, un modul comunicațional, în care ai un emitent, nu? Ai un receptor, dat fiind faptul că ai un emitent și un receptor, ai un mesaj. Aș zice că aici am putea să procedăm și aristotelic, să ne uităm la cauze. E cauza formală, cauza exact. Materială și așa mai departe. Până la urmă sunt patru, da. Care generează acolo un mijloc. Poate ar merita totuși să... Exemplul despre care vorbeam, cum am putea interpreta schema asta, ne referim la ce e în dreapta. Că avem un mijloc, mesaj, gândiți-vă la o carte, da? Și ce ar fi? Ar fi materialul ca suport, e cartea, nu? Da. Per se. Da. Mesajul e conținutul, sensul și semnificația ceea ce e scris acolo. Avem pe de-o parte maternitate. Ce ar fi asta? Asta ar fi sursa, originea, autorul, autoarea. Autor. Da. Și așa mai departe. Cu toate că e interesant aici, ar putea să... El împune în partea la altă material hardware, adică se referă mai degrabă la hârtie sau la tipoare. Da, cartea. Cartea. Obiectul ca atare, containerul ca atare. Da. Și am avea matier sus care ar fi... Referința, adică la ce se referă cartea respectivă. La ce trimite cartea. Și jos ai avea contextul, mm-hmm. Adică deci galaxia Gutenberg, să paranteza Gutenberg, să da. Spunem. Sau, mă rog. Da, aici în ceea ce ar fi maternite, pentru că schemele clasice care sunt? Că asta, ca destinatar, nu? Avem de sender-receiver. El oare bagă la maternite și receptorul? Depinde, adică face și lucrul ăsta în momentul când pleacă de la, adică încearcă să gândească care sunt efectele tipului ăsta de dispunere a obiectelor. Fiindcă sensul imaterial, adică de asta, sensul material al lor e dată de transformările provocate de știință în cazul ăsta și apar tot felul de tehnici. Maternitatea se poate referi ca emitent în cazul ăsta, putem să ne gândim și la un cadru mai general, cum e cel cosmogonic sau ontologic. Adică ai o teorie care descrie cum funcționează universul etc. și ai o serie de, adică ai teorii din știință, nu, care au și asta ca Big Bang-ul etc. Da? Bun, și de aici ai tot felul de derivate, să spui, care poate să funcționeze. De asta schema ca atare nu e neapărat numai între subiecti, ci poate să fie văzută, să-i spunem așa, și ca o schemă, mă rog, epistemologică, ontologică și, cumva. Și scoțând oarecum subiectul, pentru că el nu e anunțat ca atare, nu e trecut sub această maternitate.
Da. Și cumva și el trece peste distinția asta, subiect cunoscător, da, artefact, sau ce am putea spune, că până la urmă nu contează, cadrul ăsta nu este doar un cadru pentru uman, da, pentru ceea ce este uman. Adică ideea că ce observ un lucru despre care vorbeai, ce observă, deci de la 1980 putem vorbi, de noile medii și printre care și Minitelul, dar și ceea ce se întâmpla în televiziune pe atunci și teleconferințe, de exemplu, în câmpul muncii, știi? Faptul că există niște forme prin care se dematerializează o serie de practici, dar se anunță și un nou mediu. Ideea e că televiziunea, de exemplu, el îl vede ca un tip de mesaj înscris în performativitatea orală. Adică numai o chestie scrisă, la televizor ți se spune o chestie și ăla e un suport de sunet. Nu mai de vizual, e un suport de sunet, adică informația e transmisă așa ca și când ar fi în sensul ăsta orală. Dar la el ideea asta de dematerializare e mai degrabă în sensul, nu știu, apropiat. De ce încercam aici să susțin că se poate trece dintr-o formă într-alta, că nu există mediu lipsit de o materialitate. Chiar dacă e aproape foarte, foarte abstractă, cum ar fi 0-1 și așa mai departe. Nu în sensul în care mediile pot trăi fără implementări la nivel atomic sau nu știu cum să zic în sensul ăsta fizic. Da. Tocmai de asta el încearcă să le grupeze, dar astfel încât să facă trimitere una la alta și să arate câmpul ăsta de cumva de imaterialitate al obiectelor. Adică dacă ai o imagine, ai tipul ăsta de imagine grafică, nu figurativă, care încearcă să surprindă ceva, după aia ai o dispunere teatrală în care prezența corporală este semnalizată prin sunet, și după aia ai, bineînțeles, un corp, My Bridge, da, un corp uman, care e prins în tipul ăsta de... Da, cum zice, carnea... Exact, un nou tip de materialitate care acum se produce în care serie. E înlocuită prin materiale neutre. Da, ăsta ar fi semnul de material, adică el vrea să pună în discuție tipul ăsta de discurs din modernitate care și-a aflat împlinirea. În sensul ăsta el spune că e și împlinire, dar în egală măsură și doliu, fiindcă se uită în urmă și cumva vede trecerea respectivă. Și după aia observă două dimensiuni. Vorbește de un lucru pe care sigur vrei și tu să-l spui, despre noi tehnici de manipulare a timpului, fiindcă în fizică, adică în toate experimentele respective, tu poți să intervii instantaneu și asta îți dorești până la urmă. Și vedem că există o serie de tehnici și practici acum, inclusiv internetul, telefonul, care asta îți dă. Îți dă imediatețe. Nu e vorba de a câștiga, adică nu mai e o problemă a spațiului ca atare, e o problemă de timp. Păi, cum e distinția asta pe care o vedem și la Innis și după aceea preluată parțială la McLuhan între medii ale spațialității? Ăsta e un astfel de mediu al spațialității și mediile temporalității. Și băgăm mai degrabă pe cele electronice la mediile temporalității, și mai face tot McLuhan distinția asta între medii calde, medii reci, iar alea ale temporalității de obicei sunt calde, că sunt aici și acum, se petrece actualizarea permanentă, pe când alea de spațialitate presupun și o anumită perspectivare, îndepărtare, răcire, textul scris e mai degrabă rece, vocea care rostește este mai degrabă caldă și așa mai departe. Da. Deci vorbim de tipul ăsta de oralitate a mediilor care era semnalizat de atunci cu mediul digital, e clar că devine un mediu preferențial, nu? În sensul ăsta. Și mai observă un lucru, mă rog, legat de expoziția lui, dar asta spuneam că e o idiosincrazie, el, mă rog, îl citește pe Diderot cu referire la un salon de la 1767 și el observă acolo că Diderot are o discuție cumva atipică asupra picturilor lui Verne, mi se pare, în care observă că se trece, cel puțin pentru spectator, de la funcția privirii la cea a vorbirii. Fiindcă el
el încearcă să înțeleagă, să discută cu ceilalți ceea ce se întâmplă acolo și ceea ce i-a arătat. Că, pe undeva spunea că spațiul expozițional e ca și cum ai avea o casă cu ferestre. Tu trăiești pe acolo, e ca o chestie și nu te uiți la o pictură care te bagă într-un alt mediu, fiindcă ea este frumos încadrată, ai un cadraj pictural acolo și ai o lume, știi, care se desfășoară. Și tu ești... te plimbi frumos și traversezi o serie de ferestre, știi? E celebră, mă rog, apropo de asta, nu mai știu numele artistei și am văzut undeva într-un muzeu american ce făcuse. Făcuse niște fotografii la Pompidou și pe la alte muzee în Franța și zicea că e mai interesant ce se vede pe geam la muzeele alea decât ce se află în muzee și că, de fapt, opera de artă este chiar geamul. Bine, astea erau... Aceste lucrări erau prezentate în Statele Unite, totuși, nu... Da. Și în expoziția respectivă, de asta spuneam, au participat și un centru de muzică cu un tip de experiment de muzică electroacustică. Ideea că mediile interacționează. Asta cumva vroia să arate. Și aici discuția despre imaterial. De ce e imaterial? Că nu e sensul neapărat direct. Dar sunt o serie de transformări, de exemplu, de la nivel biologic, vorbim despre transexual, despre al treilea sex, care nu e nici bărbat, nici femeie, și o zonă virtuală, ca să spui, în sensul ăsta are și vorbește și de imaterial, cum e cazul internetului. Adică materialitatea lui nu e finală, e cum vorbim în teologia ortodoxă de increat, în sensul ăsta. Păi nu e finală, că putem să ne închipuim nu același internet, dar un internet al creierelor. Da, nu zic, cartea e. E o chestie finală, nu? Da, containerul e finit, s-a încheiat, s-a făcut, e făcut deja. Și el vedea chestia asta cu, de asta, experimentul cu Minitelul și o să te rog tu să spui care e treaba cu Minitelul, că... Eu am căutat, dar mi-a fost destul de greu să explic eu așa. Bun, ideea că a chemat o serie de scritori, mă rog, filozofi, Chatelet, Stiegler și Derrida, a fost pe acolo, au mai fost câteva nume și i-au scris la Minitel în același timp. Adică a fost primul scris performativ în comun. Cum ar veni un document colaborativ sau exact. Un fel de chat colaborativ. Ce a fost Minitelul, ca o mică paranteză? Minitelul a fost internetul francez de dinainte de internet. Și cum era? Îți punea un fel de extensie la telefon și computer și existau niște servere unde se aflau echivalentul website-urilor de astăzi. Și tu puteai să scrii acolo, aveai o mică tastatură și pe ecranul ori al device-ului tău, că era unul cu ecran, ori pe ecranul TV-ului, accesai un fel de site-uri în format text. Era ceva între website și teletext. Minitelul a funcționat până acum 2-3 ani în Franța, când mai rămăseseră câteva mii de utilizatori și utilizatoare peste 80 de ani. Și atunci statul francez a luat decizia să închidă acest experiment, dar în momentul lui de maximă glorie, undeva la aproape 60 de milioane de francezi l-au folosit. Asta chiar spre anii 90. E un motiv pentru care internetul în Franța a penetrat mai greu. Apropo de teleologie, nu așa ar trebui să gândim. Mi s-a permis mai greu să intre în Franța, pentru că nu era nevoie de el, în primul rând. Și în al doilea rând, France Telecom avea monopolul pe acest Minitel. Dacă s-ar fi deschis către internet, ar fi pierdut acest monopol și statul francez ar fi pierdut acest monopol. Posturile de Minitel, acum probabil, cu siguranță în muzee se mai găsesc. Eu am pus mâna pe unul, acum mulți, mulți ani, de-abia se mai vedea ceva pe ecranul ăla și singurele site-uri care se mai puteau, aveau un nume, nu mai știu. Dar să zicem echivalentul site-ului care se mai puteau accesa erau site-ul primăriei, site-ul nu știu care și alea erotice. Deci, la un moment dat Minitelul vreo jumătate din producție era un fel de linie erotică scrisă. Și ce au făcut scriitorii în anii 80 și filozofii? Au făcut un fel de linie erotică în sensul de aspirațional. Linie fierbinte. Da, o linie fierbinte a gândirii. Că se puteau face astfel de experimente. Probabil s-a alocat un server și scriau și apăreau acolo. Oricine putea intra de undeva de afară să vadă ce text mai apare, probabil. Puteai să trimiți și întrebări. Nu era chiar echivalentul unui forum de astăzi, dar aveai și, da, și aceste funcționalități. Da. Și un alt lucru pe care a încercat să-l surprindă,
nu mai țin minte de unde, Paul Virilio și mai era un tip care au scos un raport în 81 și observaseră o schimbare de paradigmă în construcția orașelor. Adică întotdeauna orașul a fost văzut ca un lucru în care, ca un spațiu cumva neutru în raport cu tipul de industrie care funcționează, nu acolo stau oamenii și se duc și muncesc. Dar ei observă faptul că și orașul e un produs de, adică e o producție industrială în sensul ăsta. El funcționează ca un mediu de producție. Și au observat că în perioada respectivă, adică începând din anii 60, paradigma industrial mecanicistă industrială devine una nuclear electronică. Cred că semnul ăsta nuclear electronic a trecut. Da. Și atunci și în expoziția respectivă sunt tot felul de, adică toate sunt marcate de un tip de electricitate, au un tip de sunt și acele imagini, da, picturi, exact, luminoase, un tip de transparențe, holograme, tocmai pentru a sesiza nou tip de existență al materialelor, fiindcă e clar că tipul ăsta de electricitate poate să permită, adică și cum era polimerul, un tip de material care e mult mai transparent în cazul ăsta. Asta mă duce cu gândul la avansurile pe care le avem acum în nanotehnologie. Cele patru tehnologii dominante sunt info, tehnologiile informației, tehnologiile minții, cognitive, biotehnologiile și nanotehnologiile. Astea sunt cei patru cavaleri ai apocalipsei astăzi. Și în cazul nanotehnologiilor, e interesant că este materialul care se dematerializează și rematerializează, care își poate schimba forma, își poate schimba structura. Poți să-l programezi să reacționeze într-un fel sau altul. Iar am putea, în sensul ăsta, undeva să ne închipuim că într-un viitor, tot ceea ce nouă ni se pare de o fermitate materială definitivă, vezi zidul ăsta, vezi ecranul ăla, vezi microfonul ăsta sau un server al internetului, asta s-ar putea, ele însele, să capete o anumită viață, o anumită dinamică ca nanomateriale. Adică să se extindă, să se reducă, să se autorepare și așa mai departe. Deja avem astfel de nanomateriale care, nu știu, nano fiind nano, asta înseamnă că nu lucrezi cu mâna cu ele. Dar nu înseamnă că până la urmă tot carbonul, tot esența vieții va deveni și esența acestor materiale, înseamnă că tu poți să-l modifici și să-l preprogramezi să se modifice. Și asta, da, toată ideea asta dualistă, mediul e o chestie, tehnologia e o altă chestie, s-ar putea să fie dată peste cap. Pentru că mediul s-ar putea să fie instanțiat de noi și noi materiale continuu. Și să nu mai fie nevoie neapărat de o migrare, adică de pe casetă transferăm în digital, ci mai degrabă mediul rămâne permanent unul total și suporturile astea materiale se pot schimba. Internet ar putea rula și pe creierele noastre. Doar dacă reușim să găsim cum putem procesa anumite lucruri, încât să fie echivalentul unei procesări digitale. Ce se întâmplă în discuția din fizica cuantelor, nu? Din mecanica cuantică astăzi. Toată încercarea care este de a muta de oriunde materie sau expresia energiei ca materie. Și unde s-au făcut cele mai mari avansuri s-au făcut în internetul cuantic. Mai puțin computerele cuantice, care ale naibii nu știu să numere, adică știu să circule pe niște intervale foarte mari numerice, că schimbă poziția, dar nu știu să facă 1 plus 1. În schimb, am putea avea un internet de fibră optică, în care de fapt nu transmite nimic, se instanțiază la origine, se instanțiază și în terminal, în același timp. Și atunci se mai întreb, păi, și unde e materialitatea bitului? Qubitul ăsta își permite să ia orice poziție la distanțe incredibile. Se pot armoniza 2, 3, N și așa mai departe. Încă nu știm foarte clar cum, dar am reușit să transmitem, cum tot așa putem transmite, prin lumină internetul acum. Nu mai e nevoie de undele fizice radio, ci putem prin lumină. Funcționează, dar nu trebuie să ai ziduri până casă. Există deja becuri cu Wi-Fi din lumină, dar dacă n-ai ziduri până casă, trebuie să-ți pui în fiecare cameră cât un... Ca oglinda. Să pui oglinzi și să ciocnești mesajele între ele. Ok, dacă aveți întrebări sau comentarii...
Dacă nu, mulțumim pentru participare. Nu, ultimele fraze n-am prins bine. Ați vorbit despre lumină, prin lumină. În ce sens? N-am auzit bine. Mulțumesc. În sensul în care fotonul de lumină poate să plimbe informația. Deci ceea ce fac undele propriu-zis se poate face cu lumină și există becuri, Li-Fi se numește, Light Fidelity, și poți instala, dar bineînțeles ai nevoie de un receptor special la computer, la laptop, care poate să prindă fotonul. Ideea e că el pleacă spectral din becul ăla, adică ai putea, dacă ai 100 de device-uri de receptare prin cameră, de 100 de ori să primești aceeași informație pe fiecare device. Mulțumesc! Plăcere! Ok. Da, vreau să mulțumesc celor prezenți, bineînțeles. Mersi. Constantin, că Vică, că și-a făcut, adică mă rog, a acceptat și ok. Mai avem o întâlnire duminica viitoare. Invitat va fi Adrian Bojenoiu. Va fi o discuție atunci despre instituțiile de artă. El a urmărit cumva tot așa transformările provocate de schimbarea asta de paradigmă comunicațională, dar mă rog, urmărește și schimbările provocate în instituțiile de artă și în special în România. Dacă v-ați înscris, e foarte bine. Și bineînțeles trebuie să mulțumim cofinanțatorului nostru AFCN, Administrația Fondului Cultural Național. Mulțumim AFCN. Exact. Bun. O seară bună. Mulțumim. Mulțumim.